Pace și bucurie și bine v-am găsit, bine ați venit la Biserica Betlehem Norăștie, la conferința județeană de tineret. Cu mult drag și cu multă iubire vă invit să vă ridicați în picioare și împreună să-L lăudăm pe Cel ce ne-a creat. Și
ce-ai făcut-o în viața mea. Robia tu ai spuls-o prin tine, sunt liber, chiar și prin ape tu m-ai păzit. O, Iarbe, nu voi uita minunea ce-ai făcut.
din județul Hunedoara, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Așa da. Permiteți-mi să salut și eu lucrările conferinței de la Orăștie. Mulțumesc gazdelor, fratelui păstor Adi Gagea pentru găzduirea acestei conferințe, fratelui Cezar Huțuțui, liderul de tineret de aici de la Orăștie. Mulțumim, apreciem toată osteniala voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim și fratelui Gabi Floruț pentru că a răspuns la invitația pe care frații au făcut-o să fie împreună cu noi la această părtășie. Știu că mulți dintre voi m-ați tot rugat de-a lungul timpului, frate, cum să facem să-l chemăm pe fratele Gabi Floruț. Iată că Dumnezeu a ales ziua aceasta și adevărul este că fratele Gabi este un om al lui Dumnezeu, întâi de toate, și un predicator foarte realist, așa-l percep eu. L-am urmărit foarte atent în multele situații pe Facebook și nu numai și îmi place în mod deosebit că predică cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum este. De aceea în această zi zicem din toată inima Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Profit de momentul acesta și vreau să las și un anunț pentru voi, pentru tinerii din județul Hunedoara. Vă rog să nu uitați, 31 mai, 1 iunie, va avea loc Conferința Națională de Tineret la Bistrița. Cu mai multe detalii vom reveni pe grupul liderilor de tineret din județul Hunedoara și liderii dumneavoastră vă vor da mai multe detalii, dar vă rog să vă salvați în agenda voastră foarte încărcată, data aceasta, 31 mai, 1 iunie. Sigur, până atunci, noi mai avem în județul Hunedoara o întâlnire de rugăciune pe data de 18 mai la Biserica Emanuel din Deva, când vrem să ne întâlnim, așa cum am stabilit, pentru rugăciune. Acum vreau să las un gând și o provocare la rugăciune, dacă toți suntem în această formulă, în această zi aici, și citesc câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 10 în jos. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dragi tineri, nu știu dacă vă place sau nu să vă spun în această zi, frumoasă zi de conferință, că noi suntem într-un război spiritual. Se tot vorbește în toate părțile, televiziunile vorbesc de război, site-urile de socializare, rețele de socializare, într-una vorbesc despre război, însă gândul meu în această seară, în această după-amiază, pentru noi este în direcția aceasta, pe care Apostolul Pavel o subliniază aici, a războiului spiritual. Ne aflăm într-un război spiritual, într-o luptă spirituală permanentă. O luptă în care avem de luptat cu tot arsenalul pe care Apostolul Pavel îl descrie aici și pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îl pune la dispoziție. Și în această rugăciune aș vrea să cerem lui Dumnezeu putere să putem lupta în lupta aceasta, în războiul acesta și putere să ieșim biruitori. În fiecare zi, în fiecare moment al vieții noastre, trebuie să luptăm în lupta aceasta. Apostolul Pavel pune sub ochii noștri imaginea acestui război spiritual. Și din păcate subliniez în această zi, așa ca o privire generală în ceea ce eu am văzut, mare parte din creștinii secolului nostru cred că lupta aceasta este un fel de plimbare pe Maidan. Și din cauza aceasta nu luăm foarte în serios lupta aceasta în care suntem angrenați și vrăjmașul aruncă tot felul de săgeți, tot felul de atacuri asupra minților noastre, tot felul de forțe demonice se dezlănțuie și ne atacă în fiecare zi și nu de puține ori. Suntem luați pe nepregătite. Va spune cineva în această zi, frate, despre ce luptă-i vorba? Ce luptă mai avem noi de dus? N-a biruit Hristos
în războiul acesta spiritual pe cruce? O, da, sigur! Hristos l-a biruit pe vrăjmașul pe cruce. Și spune tot Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 15, despre lupta aceasta: a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și în această zi spun slăvit să fie Domnul care a biruit pe vrăjmașul pe cruce. Dar marea problemă este că forțele acestea demonice care au fost biruite pe cruce, prin cruce de Hristos, nu își recunosc înfrângerea și continuă să lupte mereu și mereu împotriva noastră. De aceea bătălia e foarte grea. Și în această zi vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului în această rugăciune și să cerem Domnului să ne dea putere. Arsenalul este la dispoziția noastră. Apostolul Pavel, mai departe, în versetele pe care nu le-am citit, amintește întreg arsenalul care ne stă la dispoziție, toată puterea pe care o avem în Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Însă, din păcate, uneori ne găsim dezarmați, lipsiți de putere și fără vlagă. Să cerem în această zi ca Dumnezeu să ne umple de Duhul lui cel Sfânt, să ne dea putere să luptăm în lupta aceasta și să ieșim biruitori, ca să putem să ridicăm paharul izbăvirilor în cinstea Domnului, singurul care este vrednic de laudă, de slavă și de cinste în veci. Amin. Ne rugăm.
cum înaintea ta eu mă predau, cum înaintea ta viața mea ți-o dau, cum înaintea ta aduc viața mea, cum înaintea ta am venit doar să mă închid, acum înaintea ta eu mă predau, acum înaintea ta viața mea ți-o dau. Îți mulțumim, Iisus, că pentru noi ai murit, îți mulțumim, că Tu ne-ai izbăvit, Tu ți-ai dat viața, ca eu să fiu iertat, Tu ți-ai dat viața, ca eu să fiu eliberat. Îți mulțumim, Iisus, că pentru noi ai murit. Îți mulțumim, Iisus, că Tu ne-ai izbăvit, Tu ți-ai dat viața, ca eu să fiu iertat, Tu ți-ai dat viața, ca eu să fiu eliberat.
vom sta. Noi proclamăm neprihănirea ta, dreptatea ta, Dumnezeu. Pentru Iisus și adevăr vom sta. Noi proclamăm neprihănirea ta, dreptatea ta, Dumnezeu. Pentru Iisus și adevăr vom sta. Noi proclamăm neprihănirea ta, dreptatea ta, Dumnezeu. Thank you.
Judecător, capitolul 6, versetul 11, tema conferinței, o mic chemare mare. Judecător, capitolul 6, versetul 11. Să știți că întotdeauna Dumnezeu a avut așa o predilecție specială pentru oamenii care s-au văzut mici în ochii lor. Doamne, eu sunt cel mai mic. Doamne, eu sunt un bâlbâit, a zis Moise. Doamne, trimite pe altul. Și când Dumnezeu vede atitudinea asta, fără ifose, Dumnezeu are o predilecție spre oamenii smeriți. Și azi ne vom uita la Gedeon, un om care se vedea mic și neînsemnat, un fermier pe care Dumnezeu l-a transformat într-un general al oștirii lui. Și nimic nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să ia un tânăr, o tânără de aici, de pe valea asta și să-l facă un general în armata lui. Și mă rog ca Domnul să ne umple cu credință și cu putere. Amin. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasca să-l ascunde de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dar cu ce să izbăvești pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Mănase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Dar Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Amin? Amin. Amin. Sta jos. Am fost învățați la grupele duminicale că Domnul are un plan cu viața noastră. Gândurile lui Dumnezeu sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Am avut lucrări de când am fost mici, că Domnul ne-a pus deoparte din pântecele Maicii noastre și are un plan cu viața noastră. Și așa îi. Domnul are un plan cu viața ta. Mă, că vreau să spun că asta este doar jumate de adevăr. Dacă Dumnezeu are un plan cu viața ta și cu siguranță are, să știi că și diavolul are un plan cu viața ta. Și planul diavolului este acela de a distruge. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. De aceea, cum se citea astăzi la ora de rugăciune, să luăm toată armura lui Dumnezeu. Să o luăm toată. Pentru că vine ziua cea rea. Când are Dumnezeu un plan cu tine, să știi că diavolul e pe urmele tale și vrea să te distrugă. Și trebuie să iei toată armura, pentru că diavolul va vrea să strice planul lui Dumnezeu. Va vrea să te prindă în curse, să limiteze potențialul tău, să te distrugă dacă poate. Și dacă vede că ai slăbiciune cu fetele, să știi că diavolul nu te atacă cu băieții. Dacă ai probleme cu banii, diavolul nu te atacă cu drogurile. Dacă ai probleme cu drogurile, diavolul nu te atacă cu bărbații. Diavolul știe exact care este slăbiciunea ta. Îți cunoaște așa de bine personalitatea și temperamentul și știe așa de bine slăbiciunea ta că îți va pune momeala exact acolo unde știe că e slab. Și Biblia vine și spune: ascultă, Domnul are un plan cu viața ta, dar ai un dușman care vrea să te distrugă. El nu vrea ca împărăția lui Dumnezeu să prospere, să se lărgească prin tine. Și tu spui: frate, zice, eu am coiful pe cap, orice săgeată acelui rău, eu am coiful, să crezi tu asta. Degeaba e coiful. Pentru că dacă diavolul vede că ai coiful, îți aruncă sticle pe jos. O, frate, eu iau încălțămintea în picioare. Degeaba ai încălțămintea în picioare. Că dacă n-ai platoșa neprihănirii, diavolul te lovește direct în inimă. Și așa poți să iau cele șase elemente din Efeseni, capitolul 6, și Biblia spune, repet, luați toată armura lui Dumnezeu. Să o iei toate, de ce? Pentru că diavolul este un țintaș perfect și te lovește acolo unde crezi că nimeni nu știe și oricum acolo să ai grijă la punctele tari. În Biblie să știți că oamenii mari ale lui Dumnezeu au căzut acolo unde s-au crezut tari. Când auzi pe unul care zice: frate, eu n-aș putea să cad în așa ceva. Eu, băiatul ăla bun a făcut. Fata aia bună, mărs cu ăla în chirie. Aia care când... Dar nu vii să cred. Eu n-aș putea. Ascultă aici. Ascultă ce spun. Niciodată să nu zici niciodată, ci întotdeauna să zici niciodată prin harul lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ia 5 secunde mâna de peste tine sau de peste mine, credeți-mă că suntem capabili de cele mai teribile păcate. Numai harul lui Dumnezeu ne ține. M-auziți? Amin.
În Biblie am spus, oamenii mari ale Dumnezeu au căzut în punctele lor tare. Care a fost punctul tare? Dați-mi, băieți, mai tare microfonul, să nu mă apropiu. Dați-mi mai tare un pic, că nu costă. Așa, așa, frate. În Biblie, uitați-vă, care a fost punctul tare al lui Moise? Care a fost? Blândețea. Cel mai blând om. Unde a căzut Moise? S-a mâniat. Și n-a mai putut să intre în Canaan. Care a fost punctul tare al lui Ilie? Curajul! Foc din cer! 850 de proroci au omorât. Unde a căzut Ilie, curajosul ăsta? Exact acolo, în punctul ăla tare. Și s-a temut de Izabela și a stat în depresie. Care a fost punctul tare al lui David? Curăția mâinilor mele, om după inima lui Dumnezeu. Unde a căzut David? Exact acolo unde a fost cel mai tare. A căzut în adulter. Care a fost punctul tare al lui Petru? Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu, niciodată. Unde a căzut Petru? Exact acolo. Și s-a lepădat de Domnul. Și uite-te să vezi punctele alea în care zici, eu n-aș putea să cad, frate, ascultă-mă, eu, tu nu mă cunoști. Când aud pe unii sau pe unele că fac așa, tu nu mă cunoști. Îmi dau seama că e la un clic distanță. Să cadă, frate. Să cadă. De aceea în această seară, indiferent cine ești, știi ce să faci? Să spui, Doamne, ajută-mă, Doamne, să rămân pe stâncă, Doamne. Amin. Întărește-mă Tu, Doamne. Amin. Doamne, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ajută-mă să rămân pe metereze și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin. Probabil cea mai puternică armă pe care diavolul o are împotriva oamenilor lui Dumnezeu este, poate neașteptat ce vă spun, este frica, descurajarea. Oamenii mari al lui Dumnezeu au fost atacați foarte puternic de acest demon. Și să știți că în spatele fricii nu e un sentiment, frate, am așa o frică. Nu, în spatele fricii e un demon. Și demonul, căpetenia asta, atacă pe cei mai sfinți oameni și pe cei mai dedicați oameni al lui Dumnezeu. Și adevărul este că new levels, new devils. Cu cât ești mai dedicat înaintea lui Dumnezeu, cu atâta vei fi mai violentat. Și uitați-vă în Sfânta Scriptură ce zice Biblia în 2 Timotei 1:7. Biblia spune așa, că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Observați, frica nu e un sentiment, e un duh de frică. În spatele fricii un demon, e o căpetenie, e un monstru. Și întotdeauna demonul ăsta a venit pe urmele copiilor lui Dumnezeu, a venit pe urmele lui Ilie, a lui Iona, a lui Gedeon, a lui Iisus, a lui Pavel. Frică! Ori de câte ori experimentezi frică paralizantă, să știi că este un semn că e sub atac demonic. Dumnezeu nu dă groază copiilor săi. Dumnezeu nu-și apasă copiii. Dumnezeu ne dă duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Amin? Amin? Și atunci când Dumnezeu are un plan cu viața ta și Dumnezeu o să dă un plan măreț în viața ta, să știi că diavolul va veni să te atace cu descurajarea. Iată-l pe Gedeon, omul acesta ales de Dumnezeu. Un no name în generația lui, am spune. Și omul ăsta, zice Biblia, a avut harul să vadă îngerul Domnului. Se pare că era o cristofanie, adică arătarea lui Hristos în Vechiul Testament. Și i-a spus așa, versetul 12, Domnul este cu tine, viteazule. Ce ai face tu să vină Hristos să spună, Domnul este cu tine? Probabil ai sări în sus de bucurie. Și el a zis, nu, nu, Doamne, dacă Domnul e cu noi, frate, dacă știi, frate, dar de ce ni se întâmplă toate astea? Versetul 14. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea care o ai, izbăvește. Dar cu ce să izbăvesc? Domnul îi zice, eu voi fi cu tine, dar eu sunt cel mai mic. Vi se pare cunoscute vorbele astea în mintea voastră? Să aibă Dumnezeu un plan cu viața ta și în loc să te hrănești cu cuvintele credinței, să fii un gică contra în mintea ta? Frate, nu pot, zice. Nu pot, frate. Ești prea mic, frate. Și asta e problema noastră, dragi tine. Eu cred că Dumnezeu are un plan cu viața noastră și vrea să scoate de aici lideri puternici. Voi credeți asta? Să vă dea daruri spirituale. Zona asta să ardă pentru Iisus Hristos. Dar să știți că va conta un următor lucru. Un singur lucru va face diferența. Dacă vei crede mai mult pe Dumnezeu, pe Satan sau pe Satana. Una din două. Eu cred că foarte mulți pocăiți îl cred mai mult pe Satana decât pe Dumnezeu. Mulți. Domnul e cu tine, viteazule. Nu pot, frate. Poți totul în Hristos, frate, nu pot. Ce slab să zic că sunt tare în Hristos. Nu, frate, eu slab. Și sunt oameni care în bisericile noastre se învârt ca în sens giratorul. De 30 de ani de zile. Domnul zice, Domnul e cu tine, ieși din sensul giratorul. Am un plan cu viața ta. Uitați-vă câți oameni din bisericile noastre își ating maximul de potențial. Au avut lucrare că Domnul va face lucrări mari prin ei. Și ajung la 70 de ani de zile. Și vezi de fapt că sunt oameni șterși și apăsați. Nu că Domnul n-a avut, dar a fost un duh, o căpetenie. Oh, nu s-a făcut vinovați de curvie. Nu s-a făcut vinovați de păcate mari.
Numai că ascultați, oamenii mari al lui Dumnezeu au făcut lucrări mari nu prin sfințenie, ci prin credință, Moise, prin credința Avram. Sigur, sfințenie e de bază, dar cel mai important element după sfințenie, care este? Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Evrei, capitolul 11, este o galerie a oamenilor de credință, în care oamenii ăștia au pus pe fugă, zice Biblia, armate întregi și au închis gurile leilor. Cum? Prin credință, prin credință, prin credință, prin credință. Credința-L onorează pe Dumnezeu. Și în această seară ești aici și știi că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Domnul a sădit un plan măreț în viața ta. Ascultă-mă ce să faci. Hrănește-ți credința cu cuvântul lui Dumnezeu și fricile îți vor muri de foame. Vreau să aud un amin. Amin. Dacă vrei să biruiești gândurile acelea care au venit și la Gedeon, nu pot, frate, sunt prea mic. Frate, dacă ai ști, frate, dar tu nu cunoști viața mea, eu, familia mea, eu nu-s pruncul cu tare. Ascultă-mă. Hrănește-ți credința cu cuvântul lui Dumnezeu. Când diavolul vine cu deznădejde și cu frică și vrea să împiedice planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta, să poți să spui ca Iisus, este scris, orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov, că te prefac într-o mașină de război și vei tăiera munții. Crezi asta? Amin. Crezi asta? Dar nu de la mine o zic. Uitați ce zice Biblia. Isaia 41. Isaia 41, versetul 14. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov. Rămășița slabă a lui Israel. Dacă ești în această seară aici și te simți așa ca viermele lui Iacov. Dacă aveți băieți, așa mulțumesc. Viermele lui Iacov, frate, așa mic, Domnul știe. O mic, zice versetul următor. Care e mesajul Dumnezeu pentru viermele lui Iacov? Te fac o unealtă ascuțită. Nou de tot, cu mulți dinți. Vei sfârma, vei zdrobi munții și vei face dealurile ca pleava. Crezi că Dumnezeu poate să ia un astfel de om și să-l facă un om puternic? A putut Dumnezeu să ia un fermier pe nume Gedeon și să-l facă un general în oastea lui? Da sau nu? Amin. Îmi place că în cartea judecătorilor, din cei 13 judecători care sunt în cartea asta, care înseamnă 300 de ani de zile, este singurul judecător la care Dumnezeu îi expune slăbiciunea. La toți ceilalți Dumnezeu nu le scrie despre slăbiciunile lor nimic. Doar lui Gedeon, aproape 100 de versete îi dă acestui Gedeon. Și îmi spune de fapt Dumnezeu, uite-te care a fost problema lui. Problema lui că nu că se lupta cu nu știu ce păcate. Problema lui a fost frica, groaza, întrebările, cum, de ce. Și a trebuit să lucrez la credința lui ca să mă creadă pe cuvânt. Nu a ajuns odată să zic Domnul cu tine. Iar o să du-te cu puterea asta. Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Dragi tineri care suntem aici. Noi nu putem să biruim duhurile astea de frică, de deznădejde. Nu putem să le biruim prin forța noastră. Va trebui să punem mâna pe Sfânta Scriptură. Există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Există putere. Uitați ce zice Biblia în Psalmul 119 cu 161. Biblia spune așa. Psalmul 119 cu 161. Spune Biblia așa. Niște voievozi mă prigonesc fără temei. Pune acolo niște duhuri, niște căpetenii sunt pe urmele mele. Când Dumnezeu are un plan cu viața ta, să știi că vei avea parte de o propagandă a minciunii în mintea ta din partea celui rău. Frici, descurajări. Dar ascultați, dar inima mea nu tremură decât, zice stare, de cuvintele tale. Cu alte cuvinte, nu mai cunosc nicio voce în mintea mea decât vocea Sfintelor Scripturi. Indiferent ce zice diavolul, că sunt mic, că sunt slab, că sunt cel mai sărac, că eu sunt vai și amar, nu! Domnul i-a zis, du-te cu puterea care o ai. Ia promisiunile lui Dumnezeu, drag tânăr. Domnul are un plan cu viața ta, dar nu rezist să-l bați pe diavolul și minciunile și fricile care vor veni să împlinești planul lui Dumnezeu. Nu vei putea să-l bați dacă nu ești dedicat cuvântului lui Dumnezeu. Și ce să faci? Ai 31.102 versete în Biblie. Ai aproape 8.000 de promisiuni. Ai 1.500 de porunci. Ai 40 de autori de pe 3 continente diferite care nu s-au cunoscut. Și au scris o carte care nu se contrazice niciodată. Și asta este puterea lui Dumnezeu. Și când diavolul a venit împotriva lui Hristos, este scris, este scris și l-a pus pe diavolul pe fugă. De aceea, dacă vrei să fii un biruitor, Gedeoane, hrănește-ți mintea cu ce? Cu cuvintele credinței. Uitați ce zice Biblia în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6. Zice, Timoteie, hrănește-te, fiindcă tu te hrănești cu ce? Cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Cu ce te hrănești? Cu ce te hrănești? Cu reel-uri? Cu TikTok? Tătă ziua, nici în biserică nu poți să stai. La o predică. Scrollăm up and down, up and down, up and down.
Și venim în biserică și zicem, frate, de ce nu simt nimic în biserica asta? Nu simt nimic. Păi normal că nu simt, dacă o săptămână ai băgat numai toxine. Ai vrea să vină predicatorul și să-ți facă așa te resusciteze, așa-i? Îți spun ce trebuie să faci. Drag tânăr și tânără, Domnul îți dă numai o viață, nu îți dă două, trei vieți ca la computer. La jocuri, dacă ai pierdut o viață, vine a doua, a treia, realitatea e dură. Dacă asta ai fumat-o, dacă asta n-ai trăit-o pentru Iisus, dacă nu lupți, nu vei avea a doua șansă. Și ce să faci? Uite ce să faci. Dacă ești băiat, ascultă băiatul care ești aici, Gedeoane, Domnul are un plan cu viața ta. Cu siguranță Domnul are un plan cu viața ta. Și dacă nu cunoști nimic din planul ăla, stai înaintea Domnului și spune, Doamne, nu mă lăsa să fac pași aiurea, vreau să fac sub călăuzirea Duhului Sfânt. Uite ce să faci. Ia-ți două, trei zile undeva într-o cabană. Du-te singur, numai tu cu Domnul. Stai acolo și fă-ți un detox spiritual. Mai ales că noi suntem într-o perioadă în care tătă lumea vrea cu detox, Herbalife, Aloe Vera Forever, Clean Nouă, Doterra, wow, toxinele să iasă, să fim healthy și wealthy și așa mai departe, da, nu mai vrem să fim slim fit și ok, e o lume obsedată, bun, nimic rău în așa ceva, dar ascultă-mă și sufletul ăsta, trebuie să mergi fără telefon acolo, numai cu Biblia, cu cărți de Tozer dacă ai sau de Leonard Ravenhill și să spui, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Să stai înaintea lui Dumnezeu, să spui păcatele acolo pe hârtie. Să fii dur cu tine însuți, să spui, Doamne, nu mai sunt ce am fost acum 10-20 de ani. Tu ai un plan cu viața mea, dar e ceva care mă blochează, Doamne. Îți cu frâna de mână trasă. Doamne, fă ceva, Doamne. Fă ceva cu mine, în mine, Doamne. Vreau să iau decizii, Doamne, care să marcheze, Doamne, viața mea. Nu mai tu stai acolo și îți plânge de milă când Domnul îți vorbește. Doamne, eu sunt prea mic, Doamne, cu ce să... Dar de ce ni se întâmplă toate astea? Trebuie să întărești credința. Și nu cunosc nicio altă forță pe care să poți să mărești credința decât dacă stai cu capul în Scripturi. Credința vine în urma? Zice stare. Auzirii cuvântului. Stai! Deci nu în urma citirii, ci în urma auzirii. Ce înseamnă asta? Că poți să citești ca un papagal Biblia de 20 de ori pe an. Și să n-auzi în timp ce citești Duhul Sfânt care să-ți vorbească. Credința vine în urma auzirii, adică citesc. Citesc. Și văd versetul, l-am citit de 100, de 1000 de ori. Și dintr-o dată parcă îl văd prima dată. Și am experiența ucenicilor pe drumul Emausului. Și zic, uai, nu ne ardea inima noi. Uai, ce faci? Și încep și plâng și simți că-ți vorbește Domnul. Asta înseamnă să auzi, să simți că Duhul Sfânt preia textul ăla și ce face? Îl aplică inimii tale. Drașnieri care suntem aici, va trebui să stăm cu capul în Scripturi și să biruim toate gândurile de frică și de deznădejde și să spun, Doamne, fă-mă un Gedeon, vreau să mă ridic în numele Iisus Hristos. Doamne, Tu-mi vorbești, nu mai stau pe bordura vremii. Doamne, îți mulțumesc că sunt puternic în numele lui Iisus Hristos. Amin? Amin. Eu cred că mulți astăzi sunt ca și elefantul. Știi cum e elefantul? E un animal foarte ciudat. Și noi suntem. Știți că este o carte, toți sunt normal până ajuns să-i cunoști. Și dacă vrei să dresezi un elefant, foarte simplu. Nu îl dresezi când e mare, când are tonie, ci îl dresezi când? Când e mic, îl iei, îl ieși de picior, colegi un gărduleț și îi spui să facă ce vrei tu. Normal că e prost. Nu te ascultă. Iai zbiciul la el, îi dai două, vrea să fugă. Nu poate. Iar îi mai dai și până la urmă animaluțul ăsta te va asculta de frica biciului. Ajunge să fie dita mai animăloc. Și îl duci cu tine la circ, peste tot în lume. Și ai legat piciorul de un pomuleț. Și zici, hei, stai acolo, n-ați cumva să te miști. Și el stă acolo legat de un pomuleț. El în mintea lui, prostuță, încearcă, zici, da, am încercat de atâtea ori. Eu slab. Eu nu pot. Ce fain, uite cățelul ăla e liber, eu săracul, eu nu pot. M-ați înțeles ce vreau să vă zic? Așa face satana. Ești tu în Hristos o făptură nouă? Ești sau nu ești? Amin. Te-a invadat Duhul Sfânt. Cine are pe Hristos are viața, da sau nu? E Hristos în ei, e Duhul Sfânt, e Trinitatea în viața ta. Și ce vine diavolul și spune? Nu poți, ești prea slab. Dacă ți-ai cunoaște identitatea, cine e în tine? Ce energie e în cuvântul lui Dumnezeu? Îți spun, știi ce ar face elefantul ăla? Ar lua cu trompa mașinile și le-ar arunca până etajul 20.
dar nu știe care puterea asta. E setat că nu poate. Și asta vrea diavolul să facă cu tine. Să nu-ți cunoști identitatea în Hristos. Eu sunt mic, zice Gedeon. Eu sunt cel mai neînsemnat. Doamne, eu nu pot, Doamne. Dar cu ce să izbăvesc, Doamne? Dar de ce ni s-au întâmplat astfel de lucruri? Dragi tineri, ceea ce face să câștige biruința asupra lumii nu-i faptul că nu te uiți la pornografie. Bravo, nota 10, important asta. Dar este ce? Trebuie să fie mai mult de atât. Este, zice stare, credința, zice 1 Ioan capitolul 5. Doamne, mărește-ne credința în Tine. Și Doamne, de diavolul ne-a ținut legați de bordura vremii și am zis că nu pot. Vreau să iau cuvântul care spune, cel slab să zică, sunt tare în Hristos. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, eu sunt Dumnezeul tău. Să iei Proverbe 3:25. Nu te teme de spaimănă praznică, de o năvălire din partea celor răi. Căci Domnul va fi nădejdea ta. El îți va păzi picior de orice cădere. Lăuda să fie Domnul. Amin? Ce face Dumnezeu cu Gedeon? Îi încurajează credința. Și asta vreau ca Dumnezeu să facă cu voi. Care ziceți, frate, eu sunt mic. Așa chemare mare, da. Așa chemare mare face Dumnezeu pentru noi. Ce face Dumnezeu? Încurajează credința. Și răspunde și la întrebări. Zice, dar cu ce să izbăvesc? Zice, unde sunt toate minunile acelea? Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și Domnul arată. Am trimis proroși la voi, lăsați-vă de idol. Toată starea asta, că e Madian asupra voastră și vă apasă de atâția ani, este pentru că voi nu v-ați lăsat de idol. Și voi toți ziceți, Doamne, scapă-mă, Doamne, din cuptorul lui Madian, scapă-mă. Toată lumea vrea să scape, numai că nu vrea să se lase de idol. Și ce folos să te scape Dumnezeu dintr-o încercare, dacă nu ești mai curat de acolo? Poate ești într-un cuptor și zici, Doamne, eliberează-mă, vreau să fiu fericit. Bun, dacă Dumnezeu te scapă de acolo, devii mai dependent de Iisus. Simți că-L iubești mai mult pe Iisus Hristos. Simți că-I dai mai mult timp Lui. Noi vrem numai fericire, dar Domnul zice, dar vreau să te fac mai asemenea cu mine. Și Domnul îi spune ce s-a întâmplat. De ce nu i-a eliberat până acum? Pentru că v-am trimis proroci și am zis, nu vă temeți de Dumnezeu amoriților, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Și Domnul îi dă răspuns la asta. Și ce face Gedeon? Zice, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn. Și Dumnezeu îi dă semn, știți, semnul cu lână. Eu zic să nu faceți de asta ce-a făcut Gedeon. Eu cred că Gedeon zice, frate, am și o lână înaintea Domnului. Adică pun un semn. Ați auzit expresia asta? Pun un semn înaintea Domnului. Dacă mâine ploaie, ia-i. Dacă mâine nu știu ce și se întâmplă așa, îi semn de la Domnul. Eu cred că semnele astea pe care le-a pus Gedeon este o expresie a necredinței. Eu nu cred că Gedeon e spiritual aici. Eu cred că Gedeon e foarte slab. Adică să-ți vorbească Dumnezeu de atâtea ori, Domnul e cu tine, du-te cu puterea care eu voi fi cu tine, să vorbească Dumnezeu un foc, zice acolo pe stâncă, și după toate astea, tot îi vorbește Dumnezeu să mai zici, Doamne, am un pe bune, Doamne, hai pe bune! Chiar ești cu mine. Uite, dacă lâna e udă, dacă pământul e uscat, dacă pământul e udă, lâna e udă și ne inversează. Asta este o expresie a necredinței. De ce? Pentru că Domnul deja i-a vorbit de atâtea ori. Dar știți ce îmi place la Dumnezeu? Că se coboară la nivelul Lui. Și de atâtea ori m-am văzut și eu ca Gedeon. De asta îl iubesc pe Gedeon. Că văd că Dumnezeu, în loc să zică, bă băiete, de atâtea ori ți-am vorbit, văd că tu nu înțelegi. Lasă că iau pe altul. Aleg pe altul. Domnul ce face? Stă de el. Îl iubește. Vrea să-l folosească pe el. Și asta ești tu. Și ăștia suntem noi de multe ori ca și Gedeon. Când suntem acolo jos, tot vrem semne. Domnul zice, ce-ar fi să te încrezi în cuvântul meu? Să nu te mai bizuiești pe înțelepciunea ta. Să te arunci de la etajul nou spiritual. Să te abandonezi. Să crezi că te prind. Va găsi Dumnezeu astfel de oameni. Va găsi Dumnezeu astfel de oameni care pur și simplu să-L onoreze pe Dumnezeu cu credința lor, să nu mai pună 1000 de semne înaintea lui Dumnezeu, să spună, Doamne, Doamne, eu cred că Tu mi-ai vorbit, Doamne. Și, Doamne, și dacă îmi dai semn sau nu îmi dai semn, Doamne, eu vreau să rămân lângă Tine. Amin? Amin. Uitați-vă că semnul și sorțul a fost pentru ultima dată folosit în Scriptură, ever, vreodată, în Fapte 1, înainte de pogorârea Duhului Sfânt, când s-a ales cine? Matias, în locul lui Iuda, vă aduceți aminte? Din momentul ăla nu mai există din astea semne și lâne și sorți, gata cu ele. De ce? Pentru că a venit Duhul Sfânt. Și acum Duhul Sfânt este în noi și cu noi și ne călăuzește în tot adevărul, așa e? În vechiul legământ Duhul Sfânt nu era în, ci venea și pleca. Și atunci depindea de mijloacele harului pe care ei nu le aveau cum le avem noi.
Dar tu ai Duhul Sfânt în tine, așa-i? Lasă-te călăuzit. Ai Biblie ca busolă. Și spune, Doamne, cred că Biblia este farmacia sufletului. Doamne, cred în promisiunile tale. Lăudat să fie numele Domnului. Ce face Dumnezeu cu el? Dumnezeu îi încurajează credința. Îi cheamă să creadă în el. Apoi Biblia spune că Dumnezeu îi testează credința. Înainte să-i spună, du-te, bate-te cu 135.000 de madianiți înarmați până în gât, zice Domnul, versetul 25, în aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și altarul de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, taie parul închinat Astartei, care este deasupra, zidește înapoi altarul Domnului. No. Zice, auzi, eu te trimit pe tine să te bați cu 135.000, dar vreau mai întâi să te testez în lucrurile mici. Și dacă treci testul ăsta, micro, te duc la macro. Deci Dumnezeu mai întâi ne testează. O credință care nu-i testată nu poate fi crezută. Hai să repet din nou. O credință care nu-i testată nu poate fi crezută. Și Domnul zice, înainte să te bați cu aia, vreau să văd dacă ești gata să mă asculți. Știi ce face Gedeon? Zice Biblia că Gedeon, versetul 27, noaptea, că ziua nu a avut curaj, au făcut, a luat 10 dintre slujitorii lui, versetul 27. El a zis că e cel mai sărac, totuși avea 10 angajați, nu, zice că era român. Cum, ești ca pe pământ, dacă încolo el, ăsta e Gedeon, 10 slujitori are. A luat 10 oameni dintre slujitorii lui, probabil avea mai mulți, da? Și a făcut ce îi spusese Domnul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul ăsta noaptea, nu ziua. Și acum, hai să vă spun ceva. Sunteți aici? Sunteți aici? Tu zici, Doamne, fă-mi un Billy Graham, Doamne. Fă-mi un om puternic al Tău. Știi de unde începe reforma? Din familie. Din familie. Dărâmă altarul, dărâmă Baal și Astartea. Fă-ți curat în viața ta, fă-ți curat în familia ta. Fii acolo cel mai bun exemplu. Eu nu cred și istoria bisericii nu confirmă oameni pe care Dumnezeu i-a folosit cu putere dacă nu și-au cinstit părinții. Deci oricât ai dau. Doamne, vreau să fiu un proroc, adică tu vrei 10.000 de volți și nu ești gata să, și să lucrezi cu 220 de volți. Deci mai întâi, duci-mă, fă-ți curat în dulap, măi fată, că e al treilea război mondial. Merg la biserică ca o pupăză. Pace. Dar în dulap e varză. Păi bă, fă-ți curat acolo. N-am chef. Ok, n-ai chef. Ascultă-mă. Poți să plângi cât vrei, ascultă-mă. Dacă nu cinstești părinții, să știi că Dumnezeu nu poate să te folosească. No way! Cum poți tu să cinstești pe Dumnezeu care nu-L vezi când pe tata și mama pe care îl vezi nu-L cinstești? Simplu. Gedeon, eu vreau să te trimit la 135.000 de oameni, să te bați cu toți. Dar vreau să văd credincioșia unde? În familie. Și acum are să ne întrebăm, care sunt Baalii și Astarteie pe care noi trebuie să-i dărâmăm din viața noastră? Hm? Care sunt? Baal era soțul și Astarteia era soția. Baal era o bucată de lemn, organele genitale ale bărbatului, și Astarteia organele genitale ale femeii. Lemn, înfăcut în lemn. Adică era imoralitate. Deci, Doamne, folosește-mă. Dar poate ești rob pornografiei. Ai Baal în viața ta și Astarteia. Trebuie să spui, Doamne Dumnezeu, le vreau să fac legământ cu degetele și cu tastatura, Doamne. Vreau să fiu dur cu mine. Vreau ca Baal și Astarteia. Vreau să dau cu ei de pământ, Doamne. Vreau să mă pocăiesc real înaintea ta. Poate ai dur de cleptomanie, de a mai fura, minciună. Mai știu ce alt Baal, ce Baal și Astarteia. Știi ce să faci? Omoară păcatul, că dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Dărâmă Baal și Astarteia. Curățește-ți vasul, cu alte cuvinte, ca Dumnezeu să te poată folosi la un nivel mult mai înalt. Cum să aștepți ca Dumnezeu să te folosească într-un mod extraordinar când în spatele ușor închise poate sunt lucruri pe care nu le-ai dărâmat? Și Dumnezeu vrea să vadă credincioșia acolo. Și dacă ești credincios în lucrurile astea, să știi că Dumnezeu va zice la un moment dat next level. Next level. Spuneți-mi voi, ce Baal și Astarteia au tinerii de astăzi pe care trebuie să îi dărâme? Am zis, păcate sexuale, neascultare de părinți,
dependențe de media, da? În care nu-i dăm timpul lui Dumnezeu să-ți faci curat în timpul tău, să ai acea nemulțumire sfântă, că a trecut o zi și n-ai stat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, să te doară lucrul ăsta. Să nu dorești să fiu mare lider, mare cântăreață, Doamne, vreau să stau în cămăruță cu Tine, Doamne. Vreau să fii mândru că m-ai avut în generația asta. Și să știi, când Dumnezeu va vedea oameni care tânjesc după prezența Lui, mai mult decât dorești un cerb izvorul de apă, să știi că Dumnezeu, pe astfel de oameni, cu astfel de oameni, vrea să facă lucrări mari, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Amin? Dar să știi că atunci când vei fi radical, vei avea parte de prigoană chiar cei din casa ta, prietenii tăi. O făcut bine ce a făcut Gedeon? Sigur că a făcut bine. Că o dărâma pe Baal și Astarte în Israel, unde e Jehova, nu? Deci Biblia că a vrut să-l omoare. Nu l-a lăsat, nu i-a lăsat taică-s-o. Și zice Biblia, la versetul 32, în ziua aceea au pus lui Gedeon numele de Ierubal. Adică i-a pus așa o poreclă, Ierubal. Așa se va întâmpla și cu tine. Fata aia bună care ești cu Domnul, și dintr-o dată vrei să fii radicală și spui gata, rochile astea care sunt sexy, out, afară cu ele. Muzica e necreștină, care tot am avut-o în urechi, care nu l-a cinstit pe Iisus Hristos, afară cu muzica necreștină, Baal și Astarteia, omorâți-mă doar ale voastre, dați-le morții și încep să te pocăiești. Știi ce va zice lumea? Ce va spune cei din cor, cei din biserică și ce va spune? Hai să-ți prorocesc ce va spune. Când vrei să fii ca Gedeon, să dărâmi și să te dedici 100%, ascultați ce vă spune. No, face pe Sfântoaca, Ierubal. Dar bine, acum cred că cam mult o mers. No, am lăsat la un face pe pocăitul. Și nu va veni din partea celor de afară, ci din partea celor din casă. Mișcarea puritană, secolul 17 spre 18, li s-a pus numele de puritan pentru că, într-un mod foarte murdar, zicea, nu, ăștia vor să facă pe puri. Ăștia nu mai beau alcool, frate. Ăștia nu intră în camera lor fete. Ăștia au grijă de ce mănâncă ca să-L cinstească pe Dumnezeu. Și când au văzut că vor să fie puri, John Wesley, George Whitfield, Charles Wesley, ăștia vor să facă păpurii, dar uitați-vă ce treziri s-au întâmplat prin oamenii aceștia. De ce? Pentru că li s-a pus și lor eticheta asta. Dar nicio problemă. Dacă Domnul Iisus e de partea ta, cine poate să fie împotriva ta? Va trebui să fii gata să-ți asumi orice etichetă, orice poreclă care ți-o pune lumea, să spui, Doamne, vreau să fiu al Tău. Da, un om mic, Doamne, dar care vreau să-mi fac curat în viață. Nu mai vreau, Doamne, să ascult, Doamne, de fricile celui rău. Vreau să le închid gura cu cuvântul Tău cel sfânt. Vreau să-mi fac curat în viață. Aș vrea să vă spun un lucru și vă rog să fiți foarte atenți. A fost o vreme de secetă și de foamete pe vremea lui David, care a ținut 3 ani de zile. Și pe 3 ani de zile zice Biblia că David s-a rugat și a zis, Doamne, dar de ce-i foamete asta? Și pe 3 ani Domnul vorbește și zice, din pricina violenței lui Saul. Și ce să fac, Doamne? O zis, ia pe fiul lui Saul și spânzură, dă-i pe mâna gabaoniților să fie spânzurați. Și va înceta foametea. Întotdeauna m-am întrebat următorul lucru. Am zis, Doamne, de ce nu s-a rugat David și nu te-a întrebat David după o lună? De ce trebuie să aștepte 3 ani de zile să se roage, Doamne, fă să înceteze foametea, Doamne? De ce nu s-a întrebat după un an? De ce trebuie să treacă 3 ani de zile ca să vadă care e cauza foametei? Și așa suntem și noi. Poți să fii într-o stare de secetă spirituală și tot te rogi. Doamne, fă să înceteze. Trebuie să încetezi tu să te rogi și să începi să gândești mai întâi. Să spui, Doamne, nu vreau tot să mă rog aiurea. Doamne, vreau să văd, arată-mi care e păcatul care blochează ungerea ta în viața mea. Care e lucrul care blochează binecuvântările tale? Știi ce să faci? Să-ți detectezi toți fiii lui Saul. Să-ți detectezi toate faptele firii pământești. Și ce să faci? Să spui, Doamne, omorâți mădurare voastre. Care fiul lui Saul? Curvia, necurăția, patima, pofta reală, lăcomia de bani, care sunt închinare la idol, mânia, amărăciunea, clevizirea, ura, răutatea. Ce să facă? Să piară, spune Biblia, așa-i?
Să-ți iei toți fiii lui Saul, să spui: Doamne, nu mai vreau să mă rog aiurea. Doamne, vreau să iau o foaie, vreau să le pun pe hârtie, vreau să găsesc un om care să aibă fermoar pe gură, vreau să fac un detox spiritual, Doamne, și vreau, Doamne Dumnezeu, cu o inimă curată, Doamne, Doamne, să te folosești de mine la modul în care vrei Tu, Doamne. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin? Amin. Și spune Biblia că s-a dus să se bată cu Madian. Și Domnul a zis: cu cei 300 de oameni care au lipăit 7-7, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Și acum ascultați, 300 de oameni se duc și se bat cu cine? Cu madianiții, care erau câți? 135.000 de oameni. 135.000 de oameni. Poate Dumnezeu să facă minuni. Poate Dumnezeu să ia pe cineva care nu dă o ceapă degerată, dar care are o credință extraordinară, și să dea Dumnezeu niște mijloacele harului. Așa zice Biblia. S-a apropiat. Un madianit a zis: am visat un vis, 7:13. Se făcea că era o turtă de orz care se rostogolea în tabra lui Madian. A venit, i s-a lovit de cort și cortul a căzut, l-a răsturnat cu sus în jos și cortul a fost dărâmat. Și tovarășul lui a răspuns: aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Versetul 15. Când a auzit Gedeon istorisirea visului, când a auzit ce vorbea madianiți în cort, într-un mod providențial, Dumnezeu l-a încurajat din nou. Ce bun e Domnul! S-a aruncat, zice Biblia, cu ce? Cu fața la pământ. S-a întors în tabăra lui Israel și a zis: sculați-vă, Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Ce a făcut? Când a auzit Gedeon istorisirea visului, vă spun ce făceam eu și ce făceai tu probabil. Ziceam: yes, hai să mergem să ne batem. O zis: nu, mai întâi mă închin. Doamne, cum de mi-ai vorbit mie? Când a auzit Gedeon, s-a aruncat cu fața la pământ, adică i-a dat glorie și slavă cu Dumnezeu, din nou îl încurajează. Uitați că o inimă care este biruitoare este o inimă a închinării, care se smerește înaintea lui Dumnezeu. Și s-a dus, zice Biblia, și s-a bătut și Domnul a dat o mare biruință. Și vreau să ascultați. Este o minune să vezi 300 de oameni care se bate cu o armată de 135.000 de oameni armați până în dinți. Este o minune ca să biruie. Și acesta este și adevărul pe plan spiritual. Frate Adi, zi dacă nu e adevărat. Dacă o lucrare spirituală o poți explica matematic, aia nu-i mai lucrarea Duhului Sfânt. Corect? Dacă vedeai pe Gedeon că mergea cu armata întreagă, cu 100.000 împotriva la 135.000 și bătea, zicea: bă, da, explici. Dar să bați 135.000 de oameni, să-i bați cu 300 de oameni, este o minune. La fel când aud tot felul de marketinguri de-astea bisericești, cum să fac să crească biserica, știi? Multe biserici funcționează ca firma Coca-Cola, știi? Facem departamentul ăla, nimic rău în organizare, pac, pac. Dacă tu vii și mi spui că o biserică crește dacă pui lider acolo, pac, 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 atragem, pac, pac, așa, banii, nu știu ce, tu... Ascultă-mă, atunci aia nu e lucrarea Duhului Sfânt. Când e o lucrare a Duhului Sfânt, pur și simplu, nu poți să o explici matematic, ci pur și simplu zici: bă, nu știu cum s-a întâmplat, bă, cu 300.000, cu 300 de oameni împotriva 130.000. Aici a fost degetul lui Dumnezeu, nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Și noi trebuie, dragi tineri, să lăsăm elementul Duhului Sfânt în viața noastră, ca să lăsăm pe Hristos să se înalțe, încât oamenii să spună: acolo e Hristos, bă, acolo e puterea lui Dumnezeu, nu se poate explica, ci pur și simplu se întâmplă ceva acolo. Și mă rog ca Dumnezeu să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt. Amin. Doamne, ajută-ne să căutăm fața Ta, Doamne. Și uitați ce zice Biblia: am visat un vis și turta de orz se rostogolea în tabără și s-a lovit până de cort și a căzut cortul. I-a răsturnat cortul cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Știți la ce m-am gândit când am citit versetul ăsta? M-am gândit că în urmă cu 2000 de ani a venit turta, pâinea vieții, care este Iisus Hristos. Și a venit în tabăra lui Satana. A venit pe pământul ăsta, în toată lumea zace în ce rău. Și ce a făcut Hristos? A lovit cortul. A venit Iisus Hristos și prin moartea Lui ce a făcut? A zdrobit capul șarpului, l-a bătut pe Madian, l-a bătut pe Satana la el acasă, cu alte cuvinte, așa-i? Și ne-a făcut pe noi nu biruitori, ci mai mult decât biruitori. Și puterea asta care au el, a zis: vă dau vouă, mergeți în toată lumea, nu tremurați de Satana, veți călca peste pui de șer, peste șer, peste năpârci, vă voi da puterea mea și veți fi mai mult decât biruitori.
Lăudat să fie Domnul pentru Iisus Hristos, care l-a biruit pe Satana, l-a biruit pe Madian și vrea să te facă pe tine bărbatul lui Israel, bărbatul lui Dumnezeu, femeia lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Aceasta nu este altceva, versetul 14, decât sabia lui Gedeon. Și acum ascultați, bărbatul lui Israel. Vă place ideea asta? Bărbatul lui Israel. Băieți, faptul că te-ai născut de parte bărbătească ține de naștere. Dar a fi bărbat ține de alegere. Deci faptul că te-ai născut de parte bărbătească, asta e, așa ți s-o dat, n-ai ales tu. Dar să fii bărbatul lui Dumnezeu, va trebui să faci decizii în viața ta, care să te coste, bani, relații, imagine. Să spui, Doamne, orice ar fi, Doamne, vreau să fiu bărbatul Tău, Doamne. Că poți să mor un copil adult, să mor la 80 de ani de zile, să fii ca un copil, să fii dezvoltat, dar să nu fii bărbatul lui Dumnezeu. La fel, faptul că te-ai născut de parte femească, asta e, așa ți s-o dat, nu tu ai ales. Dar să fii femeia lui Dumnezeu în generația asta, să fii tu o ghedeoniță lui Dumnezeu în generația asta, va trebui să-ți faci curat în agende, în relații, în tot ce înseamnă viața ta, să spui, Doamne, vreau să-mi fac curat orice bal, orice astarteia, Doamne, la nivel micro, vreau, Doamne, să-mi fac curat și vreau să te cred pe Tine, Doamne, și vreau să fiu omul Tău în generația asta. Fă gura mea un izvor de viață, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Îți mulțumesc pentru Iisus, căpetenia desăvârșirii credinței mele, care pentru bucuria care l-a pus înainte a suferit crucea. Vreau să fiu ca Iisus. Dacă El a biruit pe Satana, eu sunt urmașul Lui. Și vreau să-L biruiesc pe Satana prin puterea numele lui Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului. Ți-ar place ca Dumnezeu să spună despre tine? Mi-e atât de mult îmi place, zice Gedeon, bărbatul lui Israel. Ascultați ce zice Biblia în 2 Corinteni. Cartea 2 Corinteni. Versetul 8, capitolul 8, versetul 23. 2 Corinteni 8 cu 23. Zice Biblia așa. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri care sunt trimiși și bisericilor, și ziceți tare. Ziceți tare. Ziceți mai tare. Mai tare, hai. Fala lui Hristos. S-ar place ca după ce mori să poată să spună Dumnezeu, ba, am avut pe unul în orăștie. Petroșani, Hunedoara, mai știu unde. Asta a fost fala lui Hristos. Bă, am fost mândru de El. O bătătorit pământul meu, a respirat aerul meu. Păi de asta m-a căutat, m-a iubit. Nu a fost perfect! Păi dar s-a pocăit, mă! Să se laude Dumnezeu cu tine, ca și cu Iov, în fața iadului. L-ai văzut pe robul meu, Iov? 40 de boli ai dat în trup. El a luat 10 copii, 10 sicrii într-o singură zi în curtea casei lui. O nevastă care a zis, trage în jurătură de Dumnezeu și sinucide-te și mor. Și Domnul zice în capitolul 2, zice, l-ai văzut? Se ține tare în neprihănirea lui. Asta e fala lui Hristos. Credeți-mă că peste 100 de ani chiar nu va conta ce mașină și șmecher ai condus, câți bani ai avut, ce școală ai avut. Crede-mă, peste 100 de ani nu va conta asta, nimic din asta nu contează. Va conta un singur lucru, dacă Domnul va putea să spună, s-a fost bărbatul meu, asta a fost fata mea, mă. Asta e fala lui Hristos, bărbatul lui Israel, m-a crezut, mă. O lupta cu frica, cu îndoiala, dar până la urmă m-a crezut. O ieșit biruitor, omul ăla mic, omul ăla neînsemnat. L-am transformat într-un trofeu al Harului și l-am făcut general în armata mea. Poate Dumnezeu să facă asta cu tine? Amin. Dacă a făcut cu Gedeon, un om mic, și l-a transformat într-un general, nimic nu-l poate împiedica pe Iisus Hristos să ia vase slabe și să le facă puternice, să ia vase ordinare, să facă lucruri extraordinare cu noi. Poate Dumnezeu asta? Gloria. Poate Dumnezeu? Amin. Doamne Dumnezeu, le pune noi gândul veșniciei, Doamne. Și nu vrem, Doamne, doar să venim la biserică să cântăm, Doamne. Nu vreau, Doamne, doar să predic, Doamne. Vreau ca în timp ce cânt, corul să mă asculte, când cântați, rugați-vă înainte lumea, când cântați solo, când predic, când orice lucrare faci în fața bisericii. Spune, Doamne, nu vreau să fiu un papagal. Că vreau să vă spun că sunt mulți oameni care zic că sunt la România au talent. Cântă ca privighetoarea, dar seci ca pustia. Îți spun, când trebuie să cânți, ia o zi de post. Stai înainte lui Dumnezeu, cercetează-te. Scoate rădăcinile păcătoase din viața ta, mărturisește-le. Și spune, Doamne, când cânt,
Doamne, vreau să eman atmosferă spirituală în spatele cuvintelor, încât biserica să fie cercetată, oamenii să fie mântuiți, Doamne, familiile să se împace, să cercetezi, să nu fie doar un punct în program. Fă, Doamne, să fie puterea Ta în spatele cuvintelor mele, Doamne, să fie Duhul Sfânt, încât oamenii să spună, nu pot explica, n-am cum, dar pur și simplu, bă, a fost o prezență că pur și simplu a fost Domnul. Asta vrea Dumnezeu pentru bisericile noastre. Amin. Dragi tineri, Doamne, ne rugăm să ne cerceteze Dumnezeu. Amin? Amin, amin. Și mă uit la Iisus. El e cel mai mare războinic, mai mare ca Gedeon. L-a bătut pe Satana, l-a făcut praf la cruce. Și prin el pot să fiu și eu un Gedeon. Pot să biruiesc duhurile răutății, pot să biruiesc madianiții. Pot să fiu mai mult decât biruitor. De ce? Domnul este cu tine, viteazule. Domnul e cu tine, viteazule. Domnul e cu tine, viteazul. Dacă l-ai crede, dacă l-ai luat în serios, dacă ai luptat cu frica și cu necredința. Și să spui, Doamne, îți mulțumesc că ai avut răbdare cu mine. Mulțumesc că n-ai ales pe altul, Doamne, că puteai la... Câtă încăpățânare am avut, Doamne. Mulțumesc că te-ai ținut de capul meu, că m-ai iubit, Doamne. Ce har e ăsta? Ce har e ăsta? Ca Dumnezeu să te țină în har, să te țină în slujbă. Ce har să te țină, să se țină Dumnezeu de capul tău în ciuda gafelor, în ciuda fricii și a deznădejdii. Să se țină Dumnezeu de tine. Și faptul că în seara asta ai auzit mesajul ăsta este un semn că Dumnezeu ne-a terminat cu tine și că vrea să te ridice. Lăudat să fie Domnul Iisus. Am auzit despre un caz în care doi pescari s-au dus să pescuiască. Și în timp ce pescuia, a venit la un moment dat un șarpe de la mare, mare, mare de tot. Unul dintre ei, când a văzut șarpele ăla, s-a dus la mașină, a luat o lopată și a venit și zăp! I-o tăia capul cu lopata. A mers să pună înapoi lopata în mașină și când a venit înapoi, șarpele fără cap din reflex, era atât așa ca și cum ar fi vrut să muște. Și colegului care a rămas zice, ce uite-te la șarpele ăsta. Zice, ăsta e mort și nici măcar nu știe ce vrea să muște, dar nici nu... Cam asta a făcut Domnul Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani. A venit din cer, în tabăra lui Madian. Și ce a făcut? O zdrobit capul șarpelui. Hristos l-a biruit pe cerul. Hristos a înviat. A biruit moartea, a înviat dintre cei morți. Și mi-a spus Gabi, Domnul e cu tine. Domnul e cu tine, ce e în tine mai tare decât ce e în lume. Să nu crezi minciunea celui rău, să nu mai crezi pe Satana, să mă crezi pe mine, să crezi cea mai mare prorocie. Domnul e cu tine, du-te cu puterea care o ai, pune sămânța, lasă că Duhul Sfânt va face să crească. Domnul e cu tine. Și mă rog astăzi să auzi cuvântul ăsta, Domnul e cu tine, viteazule. Așa fricos mă faci viteaz, da, pentru că văd în viitor ce poate să iasă din tine. Și mă rog astăzi Dumnezeu să te ridice. Mă rog astăzi Dumnezeu să te încurajeze. Mă rog astăzi să spui, Doamne, mă predau Ție, Doamne, și vreau să facem o rugăciune. Și în rugăciunea asta să venim să spun, Doamne, de sunt Baal și Astarte în viața mea, vreau să-i dărâm, Doamne, cu totul. Vreau, Doamne, Dumnezeule, să mă curățești, Doamne. Vreau, Doamne, să fac lucrarea Ta la nivelul care Tu vrei, Doamne. Dar vreau să mă sfințesc înaintea Ta. Și mai mult de atât, Doamne, decât sfințire. Doamne, vreau să te cred pe Tine pe cuvânt. Mulțumesc că l-ai biruit pe Satana. Mulțumesc că Tu ești pâinea din cer care ai venit și l-ai biruit pe cer rău, Doamne. Și îți mulțumesc că prin Tine sunt nu biruitor, ci mai mult decât biruitor. Să crezi în sângele Domnului care te curăță de orice păcat. Să crezi în puterea cuvântului Său cel Sfânt. O mic cu chemare mare. Asta face Dumnezeu. Face de rușine vasele mari și Dumnezeu ia vasele slabe să facă de rușine pe cele tari. Dacă îl vei crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin. Hai să ne ridicăm în picioare. Hai să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Spui, Doamne, mulțumesc că m-ai încurajat. Îți mulțumesc că ești cu mine, Doamne. Eu mă văd fricos, mă văd neputincios, dar Tu, Doamne, mă întărești și mă încurajezi și mă testezi, Doamne, ca să mă promovezi mai târziu. Doamne, fă-mă viteazul Tău. Spune, Doamne, fă-mă bărbatul Tău în generația asta. Fă-mă femeia Ta, fă-mă fala lui Hristos. Vreau să am așa o viață încât să Te dai mare cu mine în fața iadului, Doamne. Doamne, întărește picioarele noastre. Întărește mâinile obosite, genunchii slăbănogiți, Doamne. Și ridică de aici, Doamne, din oameni simpli, Doamne. Ridică generali în armata Ta. A Domnului să fie toată gloria și toată slava de acum și până în veci. Amin.
Iisus, răsplata mea, ce mare bucurie! Lumea toată de-aș avea, nu mă poate împlini. Prin încercări eu voi cânta, nu dau înapoi pe calea ta. Speranța mea pe veci, iar cerul-i casa mea. Oh, chiar și-n furtun, eu voi cânta, Iisus e aici, al Lui fie slava. Iisus îmi e de ajuns. Și înapoi eu nu voi da. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da. În urmă-i lumea, înainte-i crucea. Și înapoi eu nu voi da. Și anume, partea cu întrebările și cu răspunsurile sunt foarte multe. O să selectăm din ele cele mai importante pe care le considerăm că sunt importante și relevante. Prima întrebare, cum poți ști care este chemarea ta? O să răspundă fratele Gabi cât mai scurt, pentru că sunt multe astfel de întrebări. Deci prima, cum poți ști care este chemarea ta? Este o vorbă, dacă doi oameni sunt la fel, unul degeaba. Cu alte cuvinte, fiecare om are o chemare specială.
din partea lui Dumnezeu. Și trebuie să-ți o descoperi tu. N-am cum să știu eu care e chemarea ta, dar să știi că odată ce ești mântuit, Dumnezeu ți-a dat cel puțin un dar spiritual cu care să slujești în trupul lui. Odată ce ești parte din trup, deja ai o funcție, ești mână, picior, ochi, gură și trebuie să-ți descoperi darul spiritual. Și pentru asta, uite, de unde știu care e chemarea ta? Implică-te în 100 de lucrări. Du-te la bolnav, cântă, predică, ajută săracii, consiliază, fă de toate. Și vezi care e lucrul ăla care nu trebuie să te împingă nimeni de la spate. Îl faci cu toată pasiunea. Ei, ăla e darul tău, ăla e chemarea ta. Și apoi, citește în domeniul ăla. Stai pe lângă oameni care au darul ăla. Șlefuiește darul, expune-te cât mai mult. Și apoi Dumnezeu să știe că te va crește mai mult și mai mult în domeniul ăla. Dar roagă-te pentru asta, implică-te, vezi care-i lucrul ăla care nu trebuie să bag nimeni buldozerul sub tine. De exemplu, dacă zice cineva, hai mă și cântă, n-am chef. E clar, nu-i darul tău. Un om care are dar, frate, ăla de în prima, abia așteaptă. De ce? Se simte ca rața în apă, e în elementul lui. E o abilitate supranaturală, dată de Duhul Sfânt. Amin? O altă întrebare. Cum te lupți cu depresia? Vă rog să-i dați mai tare microfonul, că eu abia l-aud aici. Serios, băieți. Așa. Cum te lupți cu depresia? Sau nu mai merge, nu are baterie? Cum te lupți cu depresia? Următoarea întrebare. Greu. Asta e cel mai... Boala secolului 21. Bun, Psalmul 42:5. Zice Biblia așa. Și vreau să îl citim cu toții. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi lăuntrul tău? Nota 2. Pentru ce te mânești suflete și gemi lăuntrul? Mai tare când aud. Tău, meu. Hai. Ziceți tare. E important meu sau tău? Da sau nu? Da. Da sau nu? Pentru că dacă zice, de ce te mâine suflete și gem lăuntrul, cu cine vorbea? Cu el însuși. Hei, sufletele, ce tot îmi spui că nu-ți bun de nimic, Dumnezeu nu mă mai iubește? Ce tot îmi spui asta? Fă asta autoterapie. Nădăjduiește în Dumnezeu, că cearăși îl voi lăuda. Vorbește tu cu sinele. Nu lăsa sinele să-ți predice ție prostii. Ia cuvântul lui Dumnezeu. De aceea eu cred că Biblia este o carte și de gândire pozitivă. Ai aproape 8.000 de promisiuni. Cel slab să zic că sunt tare. Eu nu sunt depresiv, eu pot tot un Hristos care mă întărește. Orice armă forită împotriva mea va fi fără putere. Și va trebui să... Și cred că asta este cea mai mare armă pe care un creștin o poate reține. Și anume, să-i preia controlul gândurilor lui. Să nu lase firea pământească sau diavolul să-i predice, ci tu să surpi întăriturile astea cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Amin? De aceea fă-ți un carnețel și pune promisiunile acolo al lui Dumnezeu în carnețelul ăla și du-le cu tine în buzunar când ești în piață și vine un gând ăla urât care să te arunce în depresie, ce să faci? Ia cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spun, când ajung la 5-a, 6-a, 10-a promisiune, toți dracii trebuie să fugă. De ce? Pentru că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Deci cred că poți să biruiești lucrul ăsta folosind 1. Arma cuvântului. 2. Folosește arma laudei. Psalmul 18:3, zice Biblia așa. Eu strig lăuda să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Trebuie să recunoaștem că noi suntem români. Noi nu credem asta. Deci, Doamne, izbăvește-mă de depresie și dacă mă izbăvești de vrășmaș, promit că te voi lăuda. Domnul zice, nu. Strigă mai întâi lăuda să fie Domnul. De ce? Domnul coboară în mijlocul laudei. Amin? Domnul coboară în mijlocul. Deci ia cuvântul, ia rugăciunea. Ia mulțumirea. Când nu știi ce să te rogi, zice Biblia, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că ceea ce asta este voia lui Dumnezeu. Când nu știi ce să te rogi, voia lui Dumnezeu totdeauna să fii mulțumitor. Amin? 4. Găsește-ți un duhovnic. Nu-ți privatiza durerea. Spune cuiva când simți că nu mai poți, găsește-ți un număr pe care să plângi, care să roage pentru tine. Suntem mădulare unii altora, dacă ai ajuns până acolo, că nu mai știi ce să faci. Nu ține în tine. Asta a fost problema lui Ilie. S-a dus singur sub ienupăr și a lăsat slujitorul deoparte, așa-i? Și când rămâi singur, ești o pradă mai ușoară. Găsește pe cineva care să te ia de mână. Ei, fii tare, întărește-te, îmbărbătează-te, așa-i? Deci ai nevoie și de cineva pe care să pui capul și să plângi. Amin? Dar nimic nu poate înlocui cuvântul.
O altă întrebare care, de fapt, cred că răspuns acum, cum îți poți rezolva traumele din copilărie? E strâns legată oarecum de cealaltă? Da, de exemplu, depinde ce traume. Dacă ai fost abuzat, de exemplu, sau abuzată sexual, trebuie să vorbești cu cineva, pentru că victima se simte întotdeauna ea responsabilă și vinovată, când de fapt e nevinovată. Da? Cred că trebuie să vorbești. Cred că trebuie să ierți pe cel care te-a abuzat. Fizic, poate, nu neapărat sexual, da? Sau emoțional, sau mai știu eu cum. Cred că calea de vindecare este iertarea totală. Să te rogi lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să-L ierți. Până nu ierți, tu însuți vei fi în cușcă. Abia când îl ierți, vei fi eliberat din cușcă. Deci, dacă ierți, vei fi tu eliberat. Dacă nu ierți, tu însuți vei fi legat. Și cred că lucrurile astea trebuie să le vorbești cu cineva. Vorbește cu un om de încredere, vorbește cu un păstor, vorbește cu cineva care are fermoar pe gură, da? Nu tăcea. Vorbește cu cineva care mai înțelept ca tine. De ce credeți că Dumnezeu ne alege fix pe noi și cum putem fi siguri că nu vom, că vom sta neclintiți pe cale? De ce ne-a ales Dumnezeu pe noi de aia? Asta e un răspuns, poate sună așa. Pur și simplu, vorba lui Calvin, sa simple volonte, voia lui suverană. Hai să-ți dau un exemplu. De ce te-ai născut în România? De ce nu te-ai născut în Coreea de Nord, frate? De ce nu te-ai născut într-un trib? De ce? Că așa a vrut Dumnezeu, uite, de aia. Și vrei să spun și mai mult? Pentru că Dumnezeu te-a avut în planul lui de mântuire. Să se împlinească numărul neamurilor mântuite și Dumnezeu te-a pus și pe tine acolo. Și o zis, uite, pentru asta îi dau mijloc a harului. Îl fac să se nască într-o țară cu o Biblie pe cap de locuitor, cu biserici de toate culorile. Îl expun. Ți-ai ales părinții? Nu tu ți-ai ales. Dumnezeu ți-a ales. Dar de ce? Uite, așa a vrut Dumnezeu să te mântuie pe tine. No, acum, cum e voia lui bună, perfectă și desăvârșită? După buna plăcerea voii sale ne-a rânduit mai dreinte. Bun, după buna plăcere, dar care sunt criteriile voii lui? Păi nu știu, știu că e bună. Așa că să fim mulțumitori, să stăm cu fața în Iisus, să spun, Doamne, nu-s mai bun ca la care s-a născut în Tajikistan. Doamne, dar Tu ai ales în mâna, eu nu mi-am ales țara. Dar îți mulțumesc, Doamne. Dar de ce fix pe mine? Pentru că Domnul Te-a avut un plan. Fii mulțumitor, Domnule. Amin? Și cum știu că o să rămâne clintit pe cale? Păi folosește-te de toate mijloacele Harului. Ai biserică, ai Biblie, ai cuvânt, ai doi genunchi, rugăciune. Și ce fă? Folosește mijloacele Harului și perseverează în acest Har al lui Dumnezeu ca să termin cu bine alergarea. Amin? Și Domnul vrea să ne facă de neclintiți. Amin. Dacă cazi în același păcat, mai poți fi iertat? Da. Știu că unii, am zis într-o biserică, am zis, fraților, dacă ai căzut de 1000 de ori într-un păcat de 1000 de ori, ridică-te și du-te înainte. Și-a venit un frate la mine și-a zis, frate, Biblia zice, de 7 ori cade cel neprihănit. Și tu ai zis, de 1000 de ori. Și l-am întrebat, frate, dumneata ai păcătuit măcar de 1000 de ori în viață. Am 50 de ani de zile de pocăință fără unul. Și zic că ai păcătuit de 1000 de ori. Trebuia să zic de 8 ori. No, da. Și o scătă mine, nu! Și am zis, ești prea sfânt să vorbesc cu tine. Am plecat. Deci, ce vreau să zic prin asta? Dăm drumul la păcat în biserică? Nu. De exemplu, dacă te lupți cu un păcat și te vrei să scapi, și îți promiți de 1000 de ori și iară, și iară, și iară. Ce să faci? Să continui să vii la biserică. Să crești în har. Dumnezeu te va ajuta. Pe cum vei crește în har și în cunoaștere, pe atâta păcatul va avea stăpânire mai puțină asupra vieții tale. Dar în niciun caz nu ți-aș spune, puneți ața în gât, oricum nu mai este iertare pentru tine, sau nici mai vin la biserică când mai ești mântuit. În niciun caz. Și cred că numărul 7 este și numărul infinitului, numărul desăvârșirii. Și cred că dacă te lupți cu un păcat al tinereții în care vrei sincer să biruiești, tocmai faptul că ai pus întrebarea, tocmai faptul că te doare când păcătuiești, este o dovadă că Duhul Sfânt luptă pentru tine. Amin? Și un singur vers să vă dau cu privire la asta, Psalmul 27:8, Biblia spune așa, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Adică inima îmi zice din partea cui? Din partea ta caută fața mea. Deci tocmai faptul că ai stimulul ăsta, dorința asta că te doare, Doamne, cum, Doamne, când mă vei zbăvi? Este un semn, este un semn că Duhul Sfânt e în tine și Duhul Sfânt îți spune gândul acesta, amin? Și atunci cum să spun eu, ce să spun, să te duci în lume?
Nu, trebuie să lupți. Trebuie să... Și un mod în care Dumnezeu ne zdrobește mândria. Amin. Diavolul îți aude gândurile. Deci Satana aude gândurile? Nu. Diavolul nu. Diavolul este un înger. Am o întrebare. Este diavol și în Orăștie și în Oradea în același timp? Da sau nu? Nu. De ce? Pentru că diavolul este o creatură, un înger. Și îngerii nu sunt atot prezenți, nu sunt atot cunoscători, nu sunt atot știutori, da? Dacă diavolul nu este atot știutor, îmi cunoaște gândurile? Nu. Însă poate să îmi inducă gânduri. El când a căzut, el nu și-a pierdut înțelepciunea, el și-a pervertit înțelepciunea și a devenit viclean. Da? Dar poate să deducă anumite lucruri. Deja îți propui să faci ceva, el deja vede cum te miști, cum te bucuri, știe că vrei să faci ceva bine, dar nu știe lucrul în sine. Diavolul nu cunoaște gândurile. Diavolul nu cunoaște. O altă întrebare, ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Hula împotriva Duhului Sfânt înseamnă să atribui într-un mod răutăcios, și vă rog să fiți foarte atenți, și aici corul, și când am predicat, fetele, atât ați vorbit cât am predicat, așa un grupuleț pe acolo, că m-ați deranjat foarte mult, încercați să fiți atente și voi. Hula împotriva Duhului Sfânt, și mare atenție, vă rog, hula împotriva Duhului Sfânt înseamnă să atribui lucrarea Duhului Sfânt, să o pui pe seama lui Satana, într-un mod răutăcios și voit. Adică, să vă dau un exemplu. Dacă eu vorbesc în limbi și un baptist zice că e schizofrenic, pentru că el nu crede că mai există vorbirea în alte limbi, spuneți-mi, o huli sau nu? Nu. De ce? Pentru că el chiar așa crede. M-ați înțeles? Hula împotriva Duhului Sfânt e să știi în inima ta că darul ăsta funcționează, să vezi că îți zic în numele lui Hristos, ridică-te și umblă din cărucior, și omul ăla sare în picioare, eu știu în inima mea și în mintea mea că Duhul Sfânt, că Dumnezeu a făcut minunea aia, dar eu ce fac? Vorbesc cu limba împotriva minții și luminii care o am în mintea mea. Și eu zic, Satan a făcut, dar eu zic asta din invidie că nu s-a făcut în mine. M-ați înțeles? Ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Să vorbești cu răutate, din invidie, cu malițiozitate, cu gura, împotriva ceea ce mintea ta consimte. Și acesta este pasajul în Matei, capitolul 12, unde zice Biblia că Iisus a vindecat un surdomut. Și farisei și cărturarii știau că numai Mesia poate să facă asta. Și măcar că știau că numai Mesia poate să facă asta, din invidie, care popularitate, ce-o zis? Cu dracu scoate pe dracu. Cu Belzebul scoate pe dracu. Și atunci Iisus zice, nu, asta e hulă. De ce? Pentru că tu știi, n-ai, băi, cum se scoate Satana pe Satana? Păi tu nu vezi că te contrazice, aici e răutate. Ați înțeles ce vă zic? Și atunci zice, hula asta nu va fi iertată nici în veacul ăsta, în care l-ai pe Iisus Hristos fizic, și nici în veacul viitor, în ce 1000 de ani când Hristos va veni pe pământ. Dacă mă întreb pe mine, cred că în perioada asta în care suntem, Duhul Sfânt nu poate fi hulit. Dacă mă întreb personal. Pun 99,9%. Pentru că nu văd nicio listă de păcate, hula împotriva Duhului Sfânt, odată cu nașterea bisericii sau chiar cu a lui Iisus Hristos, până în Apocalipsa. Și din potrivă mi se spune, dacă ne mărturisim păcate, credincios ne ierte de orice păcat. Nu mai văd. Dar când va veni Hristos înapoi, fizic, cu evidențele fizice în trupul lui, da, cred că păcatul ăsta se putea comite doar în prezența fizică a Domnului Iisus Hristos. Și dacă este cineva în această seară aici care crede că a hulit pe Duhul Sfânt și se teme că a hulit pe Duhul Sfânt și că a pierdut mântuirea, îți dau un sfat. Tocmai faptul că te temi că ai hulit pe Duhul Sfânt este cea mai clară dovadă că n-ai hulit pe Duhul Sfânt. Pentru că dacă ai fi hulit pe Duhul Sfânt, n-ai fi pus întrebarea asta și nu te-ar fi durut. Ai fi lăsat în voia minții tale blestemate. Nu mai erai în biserică, mă înțelegi? Dar tocmai faptul că te gândești, dacă, înseamnă că n-ai hulit. Pentru că un om, ipotetic vorbind, dacă ar putea să hulească pe Duhul Sfânt, n-ar avea nici un stres cu privire la lucrurile spirituale. Întreabă o fată, cum știu că un băiat este pentru mine? Păi, cum știi că un băiat e pentru tine? În primul rând, dacă vrei să te căsătorești, îți dau un sfat. Nu te duci din biserică în biserică ca să-ți găsești alesul sau aleasa. Deci Biblia, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și în timp ce cauți împărăția lui Dumnezeu, te vei împiedica de o comoră. Dumnezeu ți-l scoate în cale. Amin? Și atunci, pur și simplu, you know, deci, unu, să fie în Domnul, asta e clar, da? Deci să fie în Domnul. Doi, să-L iubești, clar. Și trebuie să ai și binecuvântarea părinților. Eu cred în binecuvântarea părinților. Următoarea întrebare. Cum poți scăpa de dependențe pornografice? Fă studiu pe Roman, capitolul 6. Și nu glumesc.
Fă studiu pe Roman capitolul 6. Cunoașteți identitatea în Hristos. Ia comentariul lui Martin Lloyd Jones. Ia tot ce poți comentarii și pe internet, mai ales dacă știi engleză, în română, în orice altceva. Socotește-te mort față de păcat, zice Biblia. Dar de ce să te socotești mort? Pentru că tu când ai primit pe Iisus Hristos, zice Biblia, tu ai fost îngropat, tu ai murit împreună cu El, zice, și ai înviat la o viață nouă cu Hristos. Așa că zice, dă-ți mădularele tale, ce? Unelte ale neprihănirii. Dar de ce să ți le dai? Pentru că tu nu mai trebuie să asculți de vechiul stăpân, ți s-a schimbat stăpânul, e Hristos. Uită-te la identitatea care o ai. Ești mort față de așa ceva. Și când vine satana, spui, diavole, tu ai fost detronat. Eu sunt o făptură nouă în Hristos. Păcatul nu va mai stăpâni asupra mea, pentru că nu sunt sub lege și sub har. Amin? Deci, unu, cunoașteți identitatea. Doi, puneți filtru antisex, dacă ai probleme cu așa ceva. Puneți filtru. Există filtre, da? În care pur și simplu, și dacă vrei, nu poți. Da? Vorbește cu cineva despre lupta ta. Dacă ai laptop acasă sau așa mai departe, pune-l într-o zonă unde mai circulă mama, tata. Creează responsabilitate în jurul tău. Nu sta tu singur dacă te vezi vulnerabil în domeniul ăsta. Strigă către Domnul. Cere ajutor. Și încă un lucru. Nu intra în căsătorie cu dependența asta. Pentru că să nu crezi că căsătoria îți va rezolva pornografia. Nu. Nu ți-o rezolvă. Atâtea cupluri au trebuit să conciliez, fete care plângeau pentru că și-au dat seama de fapt că sunt ca niște obiecte sexuale. Pentru că el după ani de zile în care s-a uitat la hectare de piele, la el excitația e acolo și s-a căsătorit cu una pocăită care nu poate concura cu iepele alea de pe internet. Și atunci el nu se mai poate excita. Pentru că el, nivelul de excitație acolo sus, lui trebuie avioane. Și asta e pocăită, asta nu poate face ce face alea. Și atunci merge înapoi tot la pornografie. Rezolvă înainte. Rupe-o înainte cu păcatul. Pentru că se produc traume teribile. Să vezi cum plânge nevasta, că el face ce nu trebuie. Și a doua lună nu a mâncat. O altă întrebare, că e adresată corect și îmi place cum sună. Întreabă tot o fată, ce să fac dacă sunt invidioase pe fetele nepocăite pentru că pare că au o viață perfectă? Să citească Psalmul 73 și să-l învețe pe de rost. Vorbesc serios. Okay. Citiți Psalmul 73. Asta au fost bătălioale Asaf, dirijor de cor, care avea mii de leviți sub bagheta lui. Deci era să mi se îndoaie piciorul. De ce? Mă uitam cu jind, cu invidie, la fericirea celor răi. Li se bulbucă ochii de grăsime. Au mai mult decât și-ar dori. Totdeauna fericiți. Copiii lor au mai mult. Și eu zice, degeaba m-am pocăit și mi-am curățit mâinile nevinovăție. Că eu am probleme. Eu în fiecare zi sunt lovit. Și își plângea de milă. Și în timp ce stătea cu invidia asta, de care nu scăpa, zice Biblia în felul următor. Zice Biblia că, zice, când era gata să alunec. Deci eram ca un dobitoc înaintea ta. Auzi? Deci când mă gândeam așa, zice, mergeam pe bază de instincte. N-am avut o gândire duhovnicească. Am avut o gândire firească, de animal. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Tu ți imaginezi? De asta îmi place să citesc Biblia, că e așa de reală, frate. E așa de sinceră cu noi, nu? Eram ca un dobitoc. Și când era gata să mă duc, zice, tu m-ai apucat de mână, zice, și m-ai primit cu sfatul tău în slavă. Nu m-ai lăsat în nebunia mea. Și acum mi-a venit mintea la cap. Pe cine altul am eu încer afară de tine? Și nimeni nu-mi găsesc plăcerea decât în tine. Carnea și inima să mi se prăpădească. Domnul va fi pururea stânca inimii mele. Și ce face? Îi revine înapoi mintea, judecata duhovnicească. Deci când ești invidios, ai o gândire pe bază de instincte. Și atunci ce să faci? Deci până ce am intrat în casa lui Dumnezeu. Uite, în limba română, dacă o fată scris asta, chiar există încercarea credinței. Chiar așa se numește. Martin Lloyd Jones, e un comentariu pe Psalmul 73. Fenomenală cartea. Fenomenală cartea. Da? Citește Psalmul 73 și cartea lui Martin Lloyd Jones să vezi cum vine gândirea dovnicească. Până ce am intrat în casa ta. Mi-a venit mintea la cap, zice, când am intrat în casa ta. Și am înțeles cum îi pui în locuri al necoasă și sfârșitul lor, cum îi pierzi într-o clipă și am văzut că tu ești drept, Doamne, și când mi-am luat ochii de la tine și m-am uitat în altă parte, m-am uitat cu jind. Și când îți iei ochii de la Hristos și te uiți în altă parte, dă în tine pojarul spiritual. Da? Și atunci, e o boală. E o boală asta și nu o rezolvi decât să stai cu capul în Scripturi și să te pocăiești.
O altă întrebare, cum pot să vorbesc despre Iisus la școală, chiar dacă colegii nu vor să mă asculte? Dacă nu vor să te asculte, nu le băga cu tolcearul în cap. Francis de Assisi a spus așa, predică cuvântul și dacă e cazul, folosește și cuvintele. Și cred că ăsta e jumate de adevăr. Adică cu viața ta, dar cred că trebuie și cu cuvinte. Dar dacă nu vor să te asculte, roagă-te pentru ei, înaintea lui Dumnezeu. Și va veni vremea când Dumnezeu poate le va deschide minte. Dar eu nu cred în forțare. Hai mă încoaș, lasă-mă în pace. Bă, îi agiți mai tare. Deci dacă ai oameni care vrei și totdeauna îți dă așa cu flit și zice, hai dispar, lasă-mă cu chestiile astea, eu nu i-aș evangheliza. Nu i-aș evangheliza. Eu nu cred în evangelizare cu forța. Eu cred că Duhul Sfânt trebuie să le deschide inima. Încerci o dată de două ori, roagă-te și va veni vremea când Dumnezeu va muia inima lor, pământul ăla arid și vei putea să semeni. Dacă nu, caută pe altul. Uită-te pe scara blocului, uită-te care sunt holdele, care sunt copte. Da? Nu sta să faci evanghelizare, să te frustrezi într-un loc în care nu te vrea. Du-te la alții. Du-te pe stradă, vorbește cu oamenii în parc. Dar nu înseamnă să nu mai vorbești cu nimeni. Vorbește, dar nu cu ei care nu te vor. Dacă nu te vor, Domnul se binecuvântează. O întrebare referitoare la frică. Cum să câștig împotriva fricii de întuneric? De întuneric fizic? Mă gândesc că da. Efeseni capitolul, Evrei capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte, fiți atenți, să nimicească, deci Iisus prin moartea lui, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Versetul următor. Și acum, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Vă rog să subliniați frica morții. Frica morții este tanatofobie. Cea mai înaltă frică pe care un om o cunoaște este frica de moarte. Tanatofobie. Și dacă Iisus Hristos prin moartea lui a venit să biruiască cea mai puternică căpetenie a fricii, tanatofobia, înseamnă că oricare altă frică cu care se confruntă un om, cu atât mai mult Iisus deja a biruit-o. Corect? Și atunci ce să fac? Să mă duc la crucea lui Hristos, să spun, Doamne, așa cum am zis, 2 Timotei 1 cu 7, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. În spatele fricii ce? Ce îi? E un duh, e un demon. Doamne, vin cu frica asta. Mi-e frică de întuneric, Doamne. Doamne, mi-e frică de... nu știu ce. Doamne, vin înaintea ta și te rog, Doamne, eliberează-mă. Eliberează-mă. Acum, să nu punem chiar orice frică. De exemplu, mergi noaptea pe un pădure la ora 3 și întuneric și zici că e un duh. E normal, e o chestie... Asta e o chestie... Normal, să merg fată singură pe un pădure la 3 și auzi un foș, nenormal, că te gândești, bă, dacă e un lup. Deci ăla nu e un duh, da? Dacă tu nu poți să bezi, să nu poți să dormi cu becul stins, da? Și tu dormi cu becul aprins, că ai o frică că nu mai știi de tine, eu cred că ar trebui să mergi la crucea lui Hristos să spui, Doamne, nu e ok asta. Doamne, te rog, eliberează-mă Tu, Doamne. Dacă ai biruit frica de moarte, cea mai înaltă frică pe care un om o poate cunoaște, uite-te la frica asta, Doamne. Doamne, eliberează-mă sângele Tău. Amin? Roagă-te. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cum scăpăm de anumite complexe de inferioritate, mă gândesc eu, anumite complexe? Dacă nu te vezi frumoasă sau frumos, citește Psalmul 139. Mă bucur că sunt o făptură așa de minunată. Uită-te în oglindă și proclamă lucrul ăsta. Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut frumoasă. Mulțumesc că m-ai făcut frumos. Diavolul îmi spune că nu sunt frumoasă. Facebook-ul, prietenele mele, nu știu ce. Doamne, e o minciună. Eu sunt făcut după chipul și după asemănarea Ta. Amin? Deci proclamă, eu cred în proclamare. Proclamă adevărul lui Dumnezeu peste viața ta. Crede Biblia, crede Biblia, crede Biblia. Mie mi-a zis cineva că eu sunt scorpion, că sunt noiembrie. După care mi-a zis unul că eu să, după calendarul chinez, o zic că sunt mistreț. Și am zis, fain, mersi de compliment. Zic, Dumnezeu m-a făcut o făptură așa minunată și tu zici că sunt mistreț. No, satana vorbea și până, nu? Adică ce, eu scorpion, adică Dumnezeu m-a făcut după chipul și asemănarea lui. Vedeți cum își bate joc satana? Unui măgar, unui nu știu ce. Da. Nu, eu cred în Biblie.
Eu sunt o făptură așa de minunată, cu burtă. N-am niciun complex. Da, sunt ceva referitor la mândrie. De exemplu, cum pot să mă feresc de mândrie, ar fi una dintre întrebări. Cu mândria avem de luptat toată viața. Nu există un om care să nu lupte. Și ăla care stă pe ultima bancă și zice, frate, zice, eu lucrez din umbră. Poate fi o mândrie atât de fină, ca și cum el nu vrea să se dea mare, dar tocmai devine mândru de smerit. E așa de smerit că e mândru de smerit. M-ați înțeles? Și atunci zice Biblia așa, eu cred că toți avem într-un fel sau altul un pic de doză de mândrie. Dar e important să ne rugăm cum s-a rugat David. Psalmul 19 cu 13. Biblia spune așa. Psalmul 19 cu 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească peste mine. Adică te lupți cu el, dar nu, Doamne, nu lăsa să stăpânească, că mai vine, asta e. Atunci voi fi nevinovat de păcate, fără prihană și nevinovat de păcate mari. Și cred că smerenia se învață. Eu nu cred că smerenia e un dar din partea lui Dumnezeu. Iisus a spus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Deci smerenia se învață. Cum? Mă uit la Iisus. Mă uit la Iisus, citești cele patru evanghelii, mă uit la viața Lui, mă uit la comportamentul Lui, și ce vreau? Vreau să învăț de la Iisus. Deci nu, să nu crezi că ți va trăzni Dumnezeu cu smerenia așa peste noapte. Învață smerenia. Uită-te la oamenii mari ale Dumnezeu. Uită-te la Hristos. Învață să ți se zică mai bine hai decât să mergi tu și să, cum o zis Iisus, nu? Să dai locul altuia, nu? Fii smerit, lasă că altul să te bage în seamă. Nu te băga tu în seamă. Când cânți și știi că Domnul ți-a dat o voce sau mai știu eu ce, sau nu știu ce, sau ți-a dat un corp mai fain decât la alta sau de la, sau la altul, spui, Doamne, ăsta e darul Tău, e harul Tău, Doamne. Tu oricând, Doamne, îmi poți lua harul și darul ăsta. Doamne, toată gloria ți-o dau Ție. Ajută-mă să fiu smerit. Amin? Pentru că de la erou la zerou e o cale foarte scurtă. O altă întrebare de la băiat sau fată, referitor la părinte, dacă nu-l pot ierta pe tata pentru lucrurile pe care le face și le-a făcut în trecut, ce e de făcut? Să ierte. Amin. Deci n-ai altă șansă. Până nu ieși, până nu ierți, vei fi ținut și ca peștele în hook, cum zic americanii, în acul ăla, în cleștele, da? Și când eu și-o scos acupe din coace. Deci până nu ierți, ești ținut așa. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Doamne, tratează-mă pe mine așa cum tratez-o pe tata meu. Ai vrea să te trateze Dumnezeu, precum tratezi pe tata tău. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Vrei milă? Fericit, binecuvântat, norocos este omul la care oferă milă. Și adevărul este acesta. Niciodată nu vei semăna mai mult pe Iisus Hristos ca atunci când ierți. Și nu știu ce ți-o putut face taică așa rău, eu nu știu că nu ți-o făcut rău, dar gândește-te în istoria bisericii. Traian Dorzo sta 17 ani de zile în închisoare pentru că nevastă s-a lotrădat la securitate. Și-o stat în închisoare pentru că nevastă a zis, soțul meu acolo la rugăciune, pune-ți lanțuri de pe el. Și după 17 ani a venit din închisoare, s-a uitat la nevastă sa în ochi și a zis așa, dragă, tu nu poți să greșești față de mine, de câte ori te pot ierta pe tine. Te mir că nevastă s-a pocăit? No, ceea ce suferi tu de la taică tu, că nu știi ce ți-a făcut, ascult-mă, e o pișcătură față de ce a îndurat Traian Dors, pe exemplu. Așa că dacă oamenii ăștia au putut să ierte la un nivel așa de mare, cu atât mai mult tu, prin harul Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, spune, Doamne, vreau, dar nu pot, dă-mi putere, Doamne, aleg, Doamne. Pentru că un om care nu iartă, deci Biblia va fi dat pe mâna chinuitorilor, vorbește singuri, chinuitorii sunt duhurile. Stă noapte, cum a putut să-mi zic asta? De ce m-a bătut așa tare când a fost mic? Dar de ce mi-a zdrobit de aici? Și ajunge la 30 de ani și el vorbește, e pe mâna chinuitorilor. Când nu ierți, oamenii care vorbesc singuri pe stradă cu ei și imaginează debate-uri și din astea, asta înseamnă că îți dați pe mâna duhurilor, îi chinuie, le-a luat odihnă. Așa că dacă vrei să ieși de sub mâna chinuitorilor, alege într-un mod necondiționat cum te-a iertat Dumnezeu pe tine și nu te-a luat la bani mărunți, alege să ierți și tu din toată inima. Amin? Sunt multe întrebări pe care nu o să le adresăm. Ele au de-a face cu rânduiala bisericilor locale din care voi veniți, referitoare la ținută, la alte aspecte. Aici încercăm să găsim întrebările care au niște răspunsuri principiale până la urmă
ceea ce țin de încredințări și de modul în care se organizează fiecare biserică, care rânduială internă, acolo veți găsi răspunsul la ele. Cum să câștigi definitiv războiul de la nivelul minții? Nu există nicio formulă magică. Mă rog, postesc și gata, am război câștigate. Viața de credință nu este un câmp de joacă, ci este un câmp de bătălie și bătălia asta e până la moarte, până pe buza gropii. Deci bătălia finală, dacă vrei să o câștigi, înseamnă că în fiecare zi, zice Biblia, să răstignești firea pământească. Nu că ți-ai răstignit odată și gata, că vrea să se dea jos înapoi. Trebuie să bascui în fiecare zi. Da? Și așa o câștigi definitiv, dacă în fiecare zi lupți cu ea. Pentru că atunci când tu l-ai primit pe Iisus Hristos, nu uita, firea ta n-a murit, firea e doar răstignită, ea încă se zbate. Și vrea să se dea jos, să te răstignească ea pe tine. Așa că dacă vrei război câștigat total, nu există o bătălie câștigată total atâta timp cât tu trăiești. Deci există biruință în viața noastră, dar nu înseamnă că tu nu o să mai lupți niciodată, că ai câștigat, ai făcut ceva, nu știu ce eforturi. În fiecare zi va trebui să lupți până când mori împotriva duhurilor răutății. Adică un proces. Cum poți fi plin de focul, de pasiunea Duhului Sfânt? Citește Biblia. Citește Biblia. Eu nu cred în trezire spirituală prin muzică. Nu cred. Și nici Biblia nu crede. Isaia 8:20, Biblia spune așa. La lege și la mărturie. Că dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile peste poporul acesta. Vrei să răsară zorile? Vrei să vină focul, trezire spirituală? Care e soluția? Zice stare, care e? Ziceți. Care e soluția? Ziceți. Nu știu că nu vă place. V-ar place trezire așa, prin worship, 2 ore să vă țină în picioare cineva. Nu vine. Asta e căpșuna de părtul. Asta e frișcă, asta e așa de suprafață. Asta e blatul la tort. Disciplinele spirituale, cuvânt, rugăciune, post, mărturisire, pocăință. Și vii și încununesc cu cântarea asta altceva. Dar dacă numai frișcă ai și tu nu ai ceva solid de desubt, stai în cuvânt. Stai în cuvântul lui Dumnezeu. Cum l-a putut birui Iisus Hristos pe Satana? Este scris. Așa-i? Vrei să te umpli, să ai focul Duhului Sfânt? Fii alergic la ce alergic Duhul Sfânt. Iubește ce iubește Iisus. Urăște ce urăște Iisus Hristos. Uită-te să vezi în cele 4 evanghelii ce a spus de Iisus despre poftă, ce a spus despre căsătorie, limbă, despre păcat. Și încearcă să imiți viața lui Iisus Hristos. Amin? Și apoi avem worship. La ce folos am worship cu mâini murdare? Da? Deci, cred că focul Duhului Sfânt se întreține dacă stai lângă foc. Nu este cuvântul meu un foc? Zice Biblia. Da. Cum pot să rămân pe stâncă atunci când ispitele sunt foarte puternice? Este un psalm în Biblie, psalmul 46. Este un psalm extraordinar. Băieți, dacă puteți să-l puneți, zice așa. Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Teme departe. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, ispite, așa? Și s-ar clătină munții în inima, ceva teribil, da? Chiar dacă ar urla și ar spune valul și s-ar ridica până acolo, se cutremure munții. Și acum vine cheia. Deci în timp ce totul se cutremură, totul spumegă în jurul tău, zice Biblia așa. Și aici e cheia. Este un râu ale cărui izvoare înveselește Tatăl Dumnezeu. Cine este râul? Este Duhul Sfânt, din prezența Duhului Sfânt. Cine e cetatea? Trupul tău. Este trupul tău templul Duhului Sfânt? Da sau nu? În timp ce totul se cutremură în jurul tău, Duhul Sfânt care e în cetate, în templul tău, ce face? Îți înveselește inima. Deci nu te teme, stai liniștit. Domnul cu tine, viteazule. Orice armă forită împotriva ta, îți găsești liniștea și pacea. De ce? Pentru că vocea Duhului Sfânt, da? În cetatea, în trupul tău care templul Duhului Sfânt, îți înviorează inima. N-are decât să cutremure tot. Lasă să cutremure tot. Ascultă-mă, eu îți dau pace în mijlocul necazurilor. Așa că dezvoltă-ți o relație cu Duhul Sfânt. Lasă ca Duhul Sfânt să-ți vorbească în mintea ta, în inima ta, prin cuvânt, în conștiința ta, prin promisiunile lui Dumnezeu. Și râul ăsta îți va înveseli
cetatea vieții tale. Amin? Avem o întrebare de la un băiat serios. Și mai sunt vreo 3 care au dat like. Dacă sunt băiat serios și vreau sincer să-mi întemeiez o familie în Domnul, cum pot ști dacă o fată este serioasă? Dacă există multă superficialitate în momentul de față, în general? Eu cred că un băiat serios va fi atras într-un mod instinctiv, natural, de fete serioase. Adică atras ceea ce ești. Dacă o fată e superficială, nu-i va plăcea un sfântoc, un băiat pocăit. Nu! O fată serioasă va atrage băieți serioși. Dar dacă fata aia e așa totdeauna cu decolteul până aici, e ok, și tot cu mini și cu din astea, așa, să știi că un băiat serios nu se uită după ea. Deci asta nu vreau să fie mama la copiii mei, în veci pururi. Ea va atrage băieții aia care umblă așa cu blugii până aici, așa, așa în jos, cu căciula inversă și face așa. Aia va atrage. Dar nu va atrage unul care iubește rugăciunea. Când aveți voi rugăciunea la biserică? Marți seara. Să-l vezi tu pe băiatul ăla că vine marți seara și laudă pe Dumnezeu și vine una biserică care își spune marfa pe gratis. Băiatul ăla nu va fi atras. Va fi atras de fete serioase. Și nu cred în vorba populară care zice, mă, zice, babele. Cum zic babele? Pe laviță. Mă, băieță bun, zice, dau de fetii reali, zice. Și fetii reali, zice, dau de băieți bun, zice. Ia, nu-i treaptă viața. Eu nu cred în așa ceva. Eu nu cred asta. Adică zice Biblia, dacă cer pâine, îți dă Dumnezeu piatră? Dacă cer pește, îți dă șarpe? Și dacă tu ești pește, îți dă Dumnezeu un șarpe? Nu, Dumnezeu e drept. Dumnezeu îți va da tot pește. Nu-ți dă o năpârcă. Băieți, mă auziți ce vă spun? Deci dacă ești băiat bun, Dumnezeu nu-ți dă năpârcă. Iar dacă îți vei lua o năpârcă, asta este pentru că ai lăsat ca hormonii să-ți guverneze mintea și deciziile și n-ai ascultat de ce o tata și mama în conștiința ta, ce ți-a zis un frate, Dumnezeu în suveranitatea lui ți-a dat semne și ți-a arătat, bă, nu-i mă. Și tu ai zis ca Samson, ia-mi-o că mi-o place. Deci numai așa poți să iei o năpârcă dacă n-ai luat seama la sfaturile, la mijloacele harului care Dumnezeu le-a dat în dreptul tău. Că altfel Dumnezeu nu dă năpârcă la copiii lui. Năpârca mere la năpârcă. Și peștile mere la pește. O întrebare referitoare la gândire. Chiar dacă diavolul nu cunoaște gândirea noastră, gândul nostru, cum știm că un gând este de la Domnul și ce altul este de la diavolul? Filtrează prin Scriptură. Ia matrița Scripturii și vezi ce zice gândul ăla. De exemplu, am avut un vis în care, sau două vise, dar unul știu sigur, în care mi s-a spus data când mor. Deci m-am trezit speriat. O să mor. Să mă pregătesc. Și vă spun că am avut visura, bineînțeles, nici nu i-am spus soției mele, Ana. M-a dus în pădure și m-a rugat și am luat toate promisiunile de Psalmul 118. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului Dumnezeu păcii. Și am luat toate versetele, nu te teme de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi. Căci Domnul va fi pururea stâncă în inimii, El îți va păzi piciorul de cădere. Și am zis, diavole, ești un mincinos, nu cred că visul ăsta e de la Dumnezeu. De exemplu, de unde știu că gândul ăla care mi-a venit, visul ăla nu a fost de la Dumnezeu? De unde știu? Simplu, Dumnezeu nu dă frică. Dacă visul ăla era de la Dumnezeu, trebuia să am pace. Ca și Pavel, m-a luptat lupta cea bună, am isprăvit alegarea, mă așteaptă cununa. Pace, așa-i? Dar faptul că n-am avut pace și am avut teroare și m-am scurat așa cu groază, ăsta e un gând de la cel rău. Și ce am făcut? L-am barat cu cuvântul. Este scris, pleacă diavole, pleacă numele Iisus Hristos. Eu știu pe cineva care a avut vis în care i s-a spus data când moare. Și ce credeți? A murit. S-o trezit dimineața și vezi că eu la 41 de ani mor. Și n-a norau și murit. Și era perfect sănătos. Adică eu cred că dacă tu crezi sperieturile și asta, tu deschizi o ușă spre lumea ocultă și chiar ți se întâmplă asta. Dar tu poți să barezi asta.
Să spui, nu voi muri, vreau să fiu al lui Hristos, vreau să predic pe Hristos, vreau soția mea să nu rămână vădvă, copiii mei orfani, lupt în numele Iisus Hristos. E că Dumnezeu, suveranitatea lui, să aleagă ce vrea, dar eu cred că Dumnezeu nu dă frică copiilor săi. Amin? Deci este un mod prin care îmi dau seama dacă un gând vine de la Dumnezeu sau de la cel rău. Amin? Sau orice alt gând, ce să fac? Îl testez cu Scriptura. Dacă n-am suficientă maturitate, întreb pe unul. Uite ce gânduri am. Ce zice Biblia? Poate e o zonă gri, nu-i discotecă, biserică, să fie alb-negru. Poate e o zonă gri în care e ceva amestecat. Vorbește cu un om de 1000 de ori mai luminat ca tine. Caut ajutor. Nu-ți privatiza bătălia. Du-te, spune cuiva. Să nu stai cu un sac de ciment în spate 30 de ani de zile. E o întrebare, e păcat să-ți placă de cineva și persoana respectivă să nu știe. Nu-i păcat de pierdere de timp. Deci, o altă întrebare. E ceva de genul, știi, îți place de o fată și mergi să zici, eu I love you, tu nimic? O sun și zici, eu sunt fanul tău. So what? No. Sau îi lași numai bilet, nici nu știe cine ești. No. Bun, o altă întrebare. Între persoanele logodite, este considerat păcat actul sexual? Clar, cum adică? Exact. Da, da. M-am vrut să se mai audă încă o dată, bine. Doamne, cum adică? Deci să știți că logodna ar trebui să fie desfințată din bisericile noastre. Pentru că logodna e văzută de mulți ca o mini-căsătorie în care își permit că oricum noi ne vom căsători. Și asta îi duce la păcat. Și apoi următorii 50 de ani de zile să stea cu un bolovan în stomac pentru că diavolul i-a mințit, așa că oricum voi că sunteți logodna. Dar logodna nu înseamnă căsătorie sau mini-căsătorie. E doar o recunoaștere din partea mândurilor părților, da? A băiatului, a fetei, că da, e ceva serios. E o recunoaștere publică. Dar nu e căsătorie, nu e mini-căsătorie. Clar, doi logodiți dacă se culcă, ori cruvit. Ce poți face dacă ai păcătuit înaintea căsătoriei? Probabil se referă chiar la actul sexual înainte de căsătorie. Ce se poate face? O să ia 14. Bun. O să ia 14. E o întrebare care se repetă foarte, foarte des. Vrei să așezi sau doi? Nu, vreau Osea 14. Așa, afișează Osea 14. Ok. Și te rog să dai pe cum spun, bine? Deci, Biblia așa. Întoarce-te, pune numele tău acolo. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Deci dacă ai făcut lucrul ăsta, nu da vina pe ea, nu da vina pe satana și spune, Doamne, eu-ți de vină. Adică pocăiește-te înainte, zdrobește-te, nu da vina că nu știu ce, ia tu ispit sau tu ai ispitit. Nu da vina ca și Adam, nevasta care mi-a dat-o, șarpele, Doamne. E a ta nelegiuirea. Trebuia să ai frâne. Mai departe. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Asta e. Nu există scurtătură. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Versetul 4. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă dacă vii cu cuvintele de pocăință? Uite-ți ce se întâmplă. Le voi vindeca vătămarea adusă din neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Vindecă Dumnezeu dacă există pocăință. Și zici, e a meu păcatul, eu-s vinovat, Doamne. Vindecă Dumnezeu. Te iubește apoi Dumnezeu cu adevărat, da sau nu? Îi asta o promisiune extraordinară. Mai departe, uitați promisiunea. Voi fi ca roa pentru Israel. Va înflori ca și crinul, va rada rădăcini ca Libanul. Iarăși, ramurile se vor întinde. Măreția lui va fi ca măslinii, miresmii lui care Libanului. Next. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață, iarăși vor înflori, iarăși vor avea farma vinului. Restaurează Dumnezeu, iarăși, dacă există pocăință, da sau nu. Așa că dacă ai păcătuit, eu cred că Dumnezeu poate să-ți dea binecuvântare, dacă există pocăință. Nimeni să nu spună, deci eu n-am păcătuit. Înseamnă că pot să păcătuiesc, că oricum Dumnezeu mă pocăiesc și așa mai departe. Nimeni să nu gândească așa. Un om mântuit n-are voie să gândească așa. Copilașul vă scriu să nu păcătuiți. Dar dacă s-a întâmplat și există pocăință, Dumnezeu poate să tragă o linie dreaptă cu un băț strâmb. Și să nu mai vorbim faptul că dacă ai păcătuit, da, Dumnezeu te iartă. Dar rămân niște cicatrici. Rămân cicatrici, dai seama când te gândești, nu? Dar Dumnezeu poate să ierte. Și mă rog, și
Știi, dacă trăiești cu prietena ta și deci, oricum, nu știu ce, ascultă-mă, și dacă nu se lasă cu o sarcină, plătește emoțional. Plătește emoțional. Așa că este singurul păcat de care Biblia zice să fugi. Cu toate păcatele zice, luptă-te. Când e vorba de păcatul sexual, zice, fugi. E mai tare decât crezi. O căzut David, cel mai evlavios împărat. Deci dacă ce să fac, ți-aș recomanda Osea capitolul 14 și să crezi că sângele Domnului poate să curețe și un astfel de păcat. Amin. Și o întrebare care se repetă destul de des, dacă e păcat să se meargă la sală. Cred că mai răspund la întrebarea asta. Da, le-am răspuns, da. Și cu asta încheie. Vă spun experiența mea cu sală. Aș început să râdeți. Bă, tu faci sală? Nu fac. Am fost odată și never. Am zis soției, mă duc să fac sală. Să... Și mi-am luat cel mai scump. Da, da. Și mi-am luat cel mai scump abonament ca să mă duc, și cu două, trei întrebări pe zi. Că am zis că eu nu pot la orele, numai o dată pe zi, poate pe la altă oră sau nu știu ce, că programul meu e foarte up and down. Și m-am dus. Și când m-am pus pe bandă, în dreapta era o tipă, în iegări, în stânga alta, în față oglindă. N-aveam voie să mă uit, Doamne, eu trebuie să predic, Doamne, și meream așa ca băut, te fugeam pe banda aia. Mă uitam în oglindă, vedeam în spate una 90-60-90 și instructorul o lua așa de șolduri și ce cu ajuta, cum să nu știu ce. No, am zis, frate Gabriel, înveci aici. Oh, stai că m-am dus la cum se zice? Nu. M-am dus să fac duș și să mă spăl. Când să mă duc acolo, peste tot, numai feci pe biciclete, nu știu cum, prostii. No, am zis, ce e aici, mă? Am zis, prima întrebare mi-a venit, eu am bătestorul, merg acolo? Apostolul Pavel s-ar duce? Iisus s-ar duce? Am venit acasă, Ana, gata, dar măcar o lună că ai plătit, dă-mi Dumnezeu banii înapoi dacă vrea. Dacă nu, never, nici nu-mi mai trebuie. Nu mă mai duc niciodată. Și acum vă spun ceva, eu nu cred că e păcat să faci sală, dacă mă întreb, da? Ia-ți acasă gantere, da? Ia-ți bandă, ia-ți, nu, eu nu cred că e păcat să faci sport, dar dacă sportul ăla e într-un context nociv și nu vei pune nimic rău înaintea ochilor mei, atunci sala poate să fie păcat. Dacă sala e, cum v-am spus, cum e la mine, oamenii măr la agățat acolo, da? Toate tipele, nu știu ce, nu știu cum. Și tu, copil al Dumnezeu, nu că tu te gândești la Ioan 3 cu 16 când le vezi, da, da, da. Înseamnă că ori nu ești normal hormonal, ori ești pe invers. Deci una din două, n-ai cum. Da? Deci, eu nu cred că e păcat să faci sport. Dar dacă sportul ăla e într-un context în care pur și simplu te împiedică spiritual, nu vei pune nimic rău înaintea ochilor mei. Păi atunci, frate, renunță la sportul ăla. Du-te, fugi în pădure la 5 dimineața. Deci mă întreb, e păcat sala? Nu știu cum e la voi sala aici la voi, dar la noi oamenii măr l-a agățat, mulți dintre ei. Și atunci, dacă mă întrebați pe mine, pentru mine sala, da, e păcat. Nu, repet, nu făcut de sport e păcat, ci contextul nociv care e acolo nu se potrivește pentru un copil al lui Dumnezeu. Asta e părerea mea. Da, noi când eram, nu știu ce, clasa 10, 11 și ne-am decis să facem sală, câțiva băieți ne-am pus bani și am făcut ce am putut, ne-am dus la cineva, ne-a și sudat fieră și aveam acasă, într-o șură, sală adevărată. Aia nu a fost păcat. La cine să vede? Da. Bine, dragilor, mulțumim Domnului pentru ziua de azi, a fost o zi binecuvântată, da, în care am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, am cântat, ne-am rugat și am primit și răspunsuri la întrebări și cred că se cade să mulțumim Domnului împreună. Vrei să spui ceva? Nu. Okay.
Să mulțumim Domnului împreună pentru ziua asta. A durat mai mult decât ne-am propus, dar a fost spre beneficiul vostru și al nostru, al tuturor. Domnul să fie lăudat. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului împreună.